Ți-a Nu ți-a nu? Nu. No. Nici mie. Uite acum, mi-a dat un mesaj. te a dat mesaj? Gata, no. stai în live. Nu. No. Nici mie. Salut, Ștefane! Ne-am ținut de cuvânt, ne, -ne cerem scuze pentru cele 3 minute, 17.03, am promis că intrăm la 17, au fost mici probleme tehnice, nu din cauza asta, din cauza lui Răzvan, glumesc că e no. din cauza noastră, că ne mai luat cu vorba pe aici un pic. Uh, am... Uh, deci să continuăm această serie Am văzut că a fost de succes Avem o grămadă de vizualizări Azi o să fie puțin mai scurt Adică până la șapte jumate Pentru că mai sunt și alte activități de, de, făcut în seara asta O să mai stăm un minut, două până mai intră lumea Și după aia să începem discuția Ce mai faci, Tevane? Bine, mulțumesc pentru invitație Suntem Tu pregăt... ești invitatul meu permanent Da, asta, <laughs> da, cred că și-au dat seama și urmăritorii monitorii canalului viața tău. de zi cu zi și în acasă și cu vlogurile și cu toate ...sortiții să trăim împreună și să îmbătrânim împreună, ca prieteni. Așa, foarte multe evenimente săptămâna asta, foarte multe sunt în așteptare sau urmează să se desfășoare. Doar negative sau și pozitive? Acum depinde cât de pozitiv ești tu, cel care interpretează evenimentele respective. Dacă ești pozitiv, vezi și o chestiune, știi, într-o celulă de pușcărie sunt doi deținuți. Unul vede pe geam stelele și cerul și să uită după planetă, altul vede noroiul din curte. Bancul cu optimistul și cu Da, sau Pesimistul cu baliga de... Știi, nu? Cu baliga. Nu, știu. Nu știi. Avea unul, doi copii, unul era foarte optimist și unul foarte pesimist. Și a, făcut un experiență cu ei, la ăla optimist i-a pus o baligă într un cadou de la de Crăciun, i-a pus-o sub brad și la ăla optimist, la ăla pesimist i-a pus o mașinuță mișto, foarte ultima fiță de, cu telecomandă, nu știu ce. Și au deschide cadourile, la o pesimistul începe să plângă. Dar de ce plângi? Dar dacă se strică, știi? Și el optimistul nu era extrem de fericit, zburda cu baliga aia, cu cutia în mână, și dar unde e o baliga e și un căluț. De să fie și căluțul. <laughs> să fie undeva. și căluț, da. Da, așa stăm și noi. Haideți să fim un pic optimiști, indiferent ce se întâmplă vom ieși din toate presiunile astea. E o tensiune generală și internă în România și externă pe plan mondial. De ce nu băgăm noi bățul prin gard cu războiul ăsta? Ce treabă avem noi cu războiul ăsta? Nu, nu băgăm noi. Uite, acum asta vreau să spun că la nivel mondial principala organizație care s-a ocupat de pacea în lume, care se numește Organizația Națiunilor Unite, care cuprinde 193 de state recunoscute internațional, cu sediu știi la New York, e cunoscută, e, fo e fondată în 1945. Uh, și uh, organizația asta nu mai funcționează. De ce? Pentru că s-a divizat între două blocuri politice, militare foarte puternice, vorbind de Orient pe de-o parte, Occident de partea cealaltă, Rusia, China de-o parte, Statele Unite cu aliații săi de partea cealaltă. Și de aici pleacă toate tensiunile care se răstrâng și se transmit în toate, în toate, zonele, în toate zonele lumii. Uite acum, de exemplu, pentru că această Organizație a Națiunilor Unite nu mai funcționează, deci este efectiv nefuncțională, rezoluțiile din Consiliul de Securitate nu mai au nicio valoare. Corea de Nord are șapte rezoluții să nu mai folosească, să nu mai experimenteze bomba și lumii, li se rupe. să nu mai dea rachete de curază lungă de acțiune sau așa și nu, nu face deci nimic. Deci ONU a devenit nefuncțională. A devenit nefuncțională și acum lumea încearcă să se polarizeze în altă manieră. Astăzi, de exemplu, avem trei reuniuni foarte importante una foarte importantă este la Hiroshima, locul celebru unde în august 1945 s-a detonat una dintre cele mai îngrozitoare arme ale omenirii. Au murit pe loc 80.000 de oameni și ulterior până la 200.000, nici nu se știe exact cât au murit. Și acolo se desfășoară summit G7 al celor mai puternice state din lume. Vorbim de Franța, Italia, Germania, Canada, Japonia și Statele Unite Ai zis șase Cred că mai este... Rusia? Nu, nu, Rusia nu este China? Nu, nu, vorbim de cele șapte occidentale Deci avem încă o dată Italia Nu de cele mai puternice state din E Economic Am zis și Italia Păi și China nu e cea mai puternică economic? Așa, China pe de altă parte face, deci organizează un summit în același timp cu summitul de la Hiroshima. La, la Hiroshima merge și Joe Biden, care e președintele Americii. Și este invitat și Zelensky președintele Ucrainei, pentru că îl speră să mai primească arme, să, mă rog, să poată merge război mai departe. China... În mai cont... departe până când? până când depuizează Rusia. Deci fiecare, tu trebuie să înțelegi că un război funcționează atâta vreme cât una dintre Chinezii s-au dat clar de partea rușilor. Tu crezi că cu chinezii de partea rușilor ă, Occidentul va putea epuiza Rusia vreodată? De a epuiza-o militar, pentru că China are niște probleme în a se afișa de fața rușilor militar. Bine, Rusia nici nu are nevoie de arme de la China, pentru că are niște depozite imense din vremea războiului rece, din vremea lui Brejnev, al lui Hrușcov și al lui Gorbaciov, chiar industria militară a funcționat foarte bine și au niște, au niște depozite fabuloase. Ați auzit și de... Ăla din Transnistria. Din, din Transnistria, da. Armata 14. Fosta, da, Armata 14. -a. Așa, și uh, spuneam că ei încearcă să epuizeze un reciproc. Astea presupun niște costuri. Orice acțiune militară, oricât de mică, gândește-te, Rusia are pe front acum, angajați 200.000 de oameni, Mai să dai de mâncare la 200.000 de oameni, mai zic uniforme, salarii, să ai grijă să-i îmormântezi pe ăștia care mor, să aduci alții, să le dai armament, să îi cazezi, că nu, și cazarea asta e destul de delicată, nu poți să-i cazezi în unități clasice pentru că le identifică ucrainenii și le distrug cu HIMARS-urile astea, cu rachetele. Ce e Himers? Sunt niște rachete, un fel de catiușe, dar cu inteligență, care pot fi dirijate după GPS unde să meargă. Și sunt foarte redutabile, merg până la 400 de kilometri. americanii le-au De liber. unde au ucrainenii așa ceva? Le -au le -au de la, americani? De la americani. Americanii nu și-au ascuns niciodată. Și ce le-au dat la schimb la americani? Pământ sau ce? Nu le-au dat nimic. Adică le-au dat gratis așa? Pur și simplu că luptă împotriva dușmanului lor, care este Rusia. Eu am auzit niște analiști, că de te întrerup, scuză-mă, niște analiști politici militari care au spus că nimic nu au primit ei gratis, că au garantat cu niște chestii, pământ, gaze, energie, habar n-am, tot felul, resurse naturale că e un troc de fapt și că n-au primit absolut nimic gratis. Nu știu care e adevărul. Sau... Deci dacă ne uităm în istorie, pentru că totdeauna istoria ne spune cam cum funcționează și prezentul, de exemplu, în primul război mondial, Statele Unite, în momentul în care Anglia a intrat într-o criză economică foarte puternică, nu mai putea face față războiului cu Germania și cu Austro-Ungaria din Europa, i-a cerut niște teritorii din Atlantic și din Pacific în schimb unor croasate, croasate niște nave de război. Deci s-ar putea să fie un târg de ăsta, deși eu cred că e o chestiune de dominație mondială. Adică, până la urmă, gândește-te că Occidentul luptă împotriva Orientului fără să piardă niciun om, doar dând arme, ceea ce e cea mai de ușoară. Deocamdată, dar dacă se supără rușii, că tot dau arme ăștia și tot acum dau pe față deja. Am văzut azi, au pus oameni, au filmat cei care au fost în drumul spre Iași sau ieri, nu mai știu, convoaie de kilometri întregi de arme care traversează România din... și pleacă în Ucraina. Deci astea sunt din de când a început războiul, din 20. 4 februarie 2022, Occidentul trimite toate armele și toate depozitele posibile, trimite în Ucraina ca să poată ține piept rușilor. Și este o, o luptă de uzură, în primul rând financiară, pentru că fiecare trebuie să bage bani foarte mulți. Se, se cunoaște chestiunea asta și la nivelul Europei, și la nivelul Americii, și la nivelul Rusiei și a Chinei, până la urmă o să se identifice, pentru că, bineînțeles, China ajută. Rusia, măcar cu intelligence, măcar cu informații luate după satelit sau ce mai au ei. Mă rog să spune că le dau și uniforme, bocanci, și chestiuni la care Rusia stă mai prost. Așa, și să revenim la, să revenim la întrunirea asta pe care o are... De la G7, cu G7 a terminat, este în Japonia întrunirea la Hiroshima. care organiza o China. Așa, și are și China o întrunire similară în orașul Xi'an, care e unul dintre cele mai frumoase, un oraș istoric al Chinei, se întâlnește cu liderii uh, stanurilor, republicilor din Asia Centrală. Kyrgyzstan, adică, Kazahstan, Turmenistan, exact, da. Tajikistan, Afganistan. Nu, Afganistan nu, Afganistan <laughs> Blumesc, e deja... Da. Da. În altă parte. Este cumva, dacă după căderea Uniunii Sovietice... În spațiul respectiv al Asiei Centrale a rămas cumva un joint venture între China și noua Rusie, care, cine să gestioneze stanurile astea. Acum se pare că le preia China. China uh, are tot interesul de a găsi spații de investiții. Ei merg pe un keynesianism se numește în economie. Keynes un celebru economist care a trăit. Uh, mă rog, în secolul, și a prins și secolul 20, o mare parte din secolul 20, și el avea teoria că orice investiție va aduce profit pe termen lung. Chiar dacă nu ai bani, investește fără rost de bani de oriunde și investește pentru că asta o să producă locuri de muncă și pe orizontală cumva crește economia. Și China și-a terminat, și terminat, investițiile în spațiu ei chinezesc, au făcut autostrăzi, au făcut 40.000 de kilometri de tren pe pernă magnetică, au băgat un trilion, adică o mie de miliarde de dolari în investiția asta și acum nu mai au unde să mai investească ca să le meargă fabricile și toți mecanismul... Păi de au și luat în, în Africa state și întregi și, acolo, și da, fac au De exemplu, în Etiopia știi cu barajul de Nilul Albastru care e o mare problemă pentru că blochează e un bazin hidrografic foarte mare care ajută energetic Etiopia, dar blochează Volumul de apă care duce spre Sudan și spre Egipt. Și ăștia au probleme pentru că nu mai au apă de, pentru agricultură. Africa e o problemă. În sfârșit. Și a treia întâlnire, care este tot la fel de importantă, se desfășoară în Arabia Saudită. Mă rog, arabii s-au gândit de când Statele Unite. Nu mai fac așa mult comerț cu Golful Persic, pentru că Statele Unite sunt cel mai mare producător uh, de petrol și gaz la ora actuală, pentru că ei exploatează uh, gaz și petrol de șist, deci uh, fractura, prin fracturare hidraulică, ce s-a încercat și în România, când au fost demonstrațiile da. cu caii, cu steagurile, cu să nu se facă așa ceva. Statele Unite, în momentul de față, au independență energetică din privința petrolului și a gazului, dar pot și exporta. În aceste condiții, nu mai au nevoie de Golful Persic, care era foarte important pentru ei. Și cine a preluat Golful Persic, l-a preluat China, care are un deficit de hidrocarburi. Ei au doar niște exploatări în Manciuria. Ați auzit de Manciuria, că era fost o zonă ocupată de Japonia în al doilea război mondial. Și, dar le asigură doar 30% din necesar și atunci trebuie să importe din Rusia foarte mult, au făcut niște oleoducte impresionante, niște conducte de gaz și acum și din Arabia Saudită. Hai să începem să răspundem la întrebări, nu? Da, așa, să, să spunem cumva, aș vrea să trecem un pic pe politică internă, cred că foarte mulți urmăritori ar fi interesați de politica internă, ce se întâmplă, este balamucul ăsta infernal cu rotativa, cu lupta pe Ciolan, cum să spunem. Am văzut niște articole în presă, mai este și presa independentă, care nu este coruptă de către guvernanți prin anumite sume de bani care le dau partidele presei, care spun clar că din lupta asta pentru rotativă se vede clar că se urmăresc doar interese de partid sau de grup, fără să fie urmărit interesul național al țării, să nu, nu se gândesc pentru binele țării, se gândesc pentru buznarele proprii ca de obicei. Ce ai? Acum e discutabil. Orice partid politic e compus din oameni. Există interese personale și interese de grup, interese pe termen lung. De exemplu, e o bătălie foarte mare pe care nu știu câți au remarcat-o pe Ministerul Dezvoltării. Ministerul ăsta păi dezvoltării. Pe mai mulți bani, nu? La, Acum e condus de Ceche Otilo, care e de la UDMR. Și, uh, Bine că mi-ai spus că credeam că e de la PSD. Da, nu uh, dacă e ce de la PSD, asta da, să zic că n-ar fi exclus. Pentru că, uite, uh, UDMR, prin uh, Ministerul Dezvoltării, gestionează proiect, programul Angel Saligny, care este cam de 11 miliarde de euro. Sunt bani extraordinar de mulți care se dau primăriilor și uh, zonelor rurale pentru dezvoltare, pentru canalizare pentru apă, pentru drumuri, okay. pentru. și dacă ești de la PSD și vrei să iei bani, s-ar putea să te înscrii la UDMR ca să poți să iei banii de la. Da, de obicei dau la. Da, primari care sunt. se da. de după Revoluție încoace, tot timpul. Da, nu nicio o noutate. Acum trebuie să te gândești că UDMR-ul și cumva văzut prost, pentru că cel mai mare prieten al lor este Victor Orban, care este o persoană nomgrată în în Europa și a, cumva a, trebuie izolat sau trebuie pus la punct sau deja i s-au tăiat fonduri europene, PNRR-ul cum e și la noi PNRR-ul românesc există PNRR-ul maghiar și nici lor nu le mai dă nimic pe motive de... E un om care își iubește țara și în primul rând pune în față interesul țării lui și cetățenilor lui și după aia interesele uh, Unii Europene sau NATO sau nu știu ce e omul ăsta își pune în primul rând interesul țării și a cetățenilor lui în... Uh, în Știi ca prioritate. Că există, există în America un curent uh, foarte interesant de simpatizare chiar în rândul republicanilor, adică oamenilor lui, care le simpatizează și pe Donald Trump. Care, uh, deci în America, un curent care le simpatizează pe uh, Victor Orban tocmai pentru forma asta lui. Dacă mă întreb pe mine, e o chestiune de diferență filozofică, asta că o iubește țara sau nu și iubește țara, nu cred că... Uh... Nu, dar demonstrează prin fapte. L-ai văzut pe Iohannis în ultimile 2-3 luni, în afară de a vedea în presă avioanele astea de Gai cu care circulă ei cu scaune roșii, verzi și galbene. Da, da, da. în rest nu știi yeah. nimic, n-a mai apărut nimic public să zică, bă băieți, intrăm în război, am trimis iar armament, Ciuca a ieșit că să facem iar armata pentru că ei plătesc pe cei care sunt acum încadrați ca soldații, plătiți cu 2500 de ron, 2700, înscriu o grămadă de oameni de ăștia care lucrează în armată, Se să le mai dau idei să-și mai găsească un job că nu le ajung banii după o lună pe alta și un soldat NATO îi plătit cu 7000 de euro și văzând ciuca că nu, nu, mai găsesc, că au tot dat anunțuri de recrutare pe bani și nu vrea nimeni. Acum a propus astăzi, cred că ai văzut și tu în presă, că să fie armat obligatorie să nu, ne ia Nu, arcanul. N-a zis asta că să fie. Ba da, să fie armat obligatorie. Fost o aluzie, zis că suntem se se în război, să se calibreze. S-a schimbat, da, nu mai există război dar de astea textual, mici cu aparate. La, da. Textual a spus, am ascultat eu, textual a spus că ar trebui să reintrodusă armata obligatorie. Exact, textual cum îți spun eu. Am a spus zis că trebuie Caud, dacă vrei trebuie să vezi. Gândită, Chestiunea asta militară, inclusiv să ai o armată puternică permanentă, dar n-a zis că de rolări sau de O să-ți dau, o după, nu vreau să caut acum timpul live-ului, da. dar cu cuvintele da. astea a spus că trebuie... Și n-a spus o ieri, a spus... -a spus, -o azi, a spus o ieri. Ieri, mă rog. Da, azi, ieri nu contează. că vorbim de aceea asta. Deci noi să... mai avem președinte că am văzut de două luni la față. Sorin, n-am. E o situație destul de dramatică pentru oamenii ăștia care urmează o filo încă o dată, există filozofia politică occidentală și orientală. Asta occidentală este cu succesiunea și cu alegerea democratică pe o mandat fix, asta orientală este naționalistă, te aleg pe viață, ești un zeu în viață, ești ales de obicei cu procente de 70-80%, nu ai contracandidat. Deci cam asta e diferența între Iohannis și Victor Orban. Victor Orban deja este un zeu în, în Ungaria. Gândește-te că în aprilie anul trecut, când au avut alegeri... Păi a, îl a, îl un... dacă nu făcea bine pentru țară? Ce asta e discutabil, depinde cum ți presa. De ce l-a cumpărat toată presa? Aici există o presă critică, chiar și faptul că noi, noi putem fi urmăriți criticându-l, să zicem, pe Iohannis, dovedește că există o libertate de exprimare. În Ungaria nu mai există așa ceva. Deci în Ungaria, Victor Orban a cumpărat toată presa cu niște magnați maghiari foarte bogați care le-a dat alte avantaje în alte forme și nu mai zice nimeni nimic de rău de el. Și dacă în fiecare zi presa te laudă și ce grozavi și ne mai păi, bineînțeles că omul simplu care nu are o educație politică și o cultură politică uh, minimală, începe să creadă și el ce îi se dă la televizor. Adică asta e o chestiune naturală care funcționează din totdeauna și propaganda își spune cuvântul. Eu nu zic că e rău sau bun. Eu, eu sunt cumva neutru în, în ecuația asta și spun că e doar o o chestiune de abordare filozofică. Deci tre fiecare trebuie să gândească, bă, ce model îndrăgesc eu? Îndrăgesc modelul occidental cu rotația și cu mandatele fixe și cu uh, alegerii sau îndrăge, îndrăgesc modelul liderului locomotivă, tătucului locomotivă care duce Rusia sau China sau pe toată viața de aici înainte. Ei, se pare că uh, Victor Orban, ca să nu iasă din schemă când i se tăia mandatul, gândește-te la Obama la, în America. Să uite, Donald Trump, vezi cât de greu a ieșit din, din schemă, el, da. ar fi, el ar vrea niște înclinații naționaliste. Și de aici uh, diferă filozofiile. Acum depinde de la care școală filozofică te ancorezi. Există școala politică filozofică occidentală care se revendică de la platonicism de la Platon, de la marele filozof, așa, și școala uh, orientală cu Confucius, al confucianismului care funcționează în China și peste tot asta. e trebuie să te supui, să accepți liderul să deci cam asta e diferența. Eu sunt, de la mine foarte greu scoți o critică și pentru unii și pentru ceilalți, pentru că oamenii sunt efemeri. Ne-și punem părerea, dai da, da, aici. da. Eu da, spun părerea mea, tu spui părerea ta. Hai să mai răspundem la întrebări la oameni. Bună ziua, vă rog mult. Vorbit și despre Ludovic Orban este o alegere bună pentru cei fără experiență politică. Probabil că domnul a, a primit vreo propunere sau ceva, dar cu realizări în privat să intre în politică alături de dânsul, îl sfătuiești pe omul ăsta care ne întreabă să intre în politică alături de Ludovic Orban? Deci, orice intrare în politică presupune o o, o, a o asumare, nu? O experiență politică și plecând de la experiența aia politică minimală, poate să evolueze, să ducă în altă parte dacă nu-i convin. Eu, sunt chestiuni de compatibilitate, trebuie să ducă să vadă dacă ideile de acolo corespund, corespund cu credințelor sale filozofice religioase, educaționale, depinde de ce formă sunt. Bună seara, stimați domn, ce candidat viabil pentru parlamentare și prezidențiale vedeți pentru 2024? Deja, războiul fiind mondial, nu prea mai avem noi mare lucru de spus în privința lui. Omul și-a dat singur răspunsul, după cum vezi. Că de ce? nu punem noi candidații, da, pune nu, războiul, nu? spuneam și la podcastul anterior, nu, Ion Gheorghe și Maria pun președintele în România, că sunt niște interese foarte mari. Și poate că e bine că nu se întâmplă asta, pentru că Ion Gheorghe și Maria nu au o viziune de ansamblu geostrategică, mondială și atunci, mă rog, sunt niște intervenții, există un principiu al acțiunii și reacțiunii, pentru că eu dacă impun, te impun în mod fals pe tine, cum s-a întâmplat cu Băsescu, el a fost impus în mod fals, el nu merita să fie președinte, cu forma lui total inestetică, morală. zic, morală, morală zic. Cu ciordeala ordinară, că a vândut flota României. Adică... Așa, dar totuși a fost, așa și până s-a creat o, adversitate pentru partidului care a trebuit să dispară pentru tot ce a toți bine mersi, toți cei care au fost în jurul lui, sunt toți cu vile pe la Snagov, sunt cu miliarde pe până conturi pe la Elveția, până Dubai. I-a aranjat pe toți, adică n-a rămas niciun sărac după Băsescu. Da, doar prietena lui Udrea are niște mici probleme. Nu are. Trece și de probleme, rămâne cu câteva sute de milioane, asta este. Cam așa merge la noi treaba. Că la noi se confiscă averile ca în Așa, date. și să, să, vreau să fac o paranteză un pic cu rotativa asta, care e miza rotativei. Uh, uh, Gândiți-vă... Ciolanul e miza rotativei, uh, nu? În primul rând, e foarte greu să corelez, Există Alexandru Donici, Alecu Donice, numit un mare poet și fabulist român din secolul XIX, el a fost însuraș cu Maria Rossetti, are o fabulă. Broasca, Ștuca și Curacu vor să împingă dovleacul, că găsesc un dovleac, există mai multe variante, și cu un dovleac și cu un sac de, de cereale că vor să-l împingă și broasca sărea în sus, racul trăgea înapoi și știu că sărea înainte și sacul tot pe loc rămâne. Adică e foarte greu să corelezi trei forțe să fie, să fie, să, să, fie, să, să meargă într-o direcție unitară. S-a întâmplat în Imperiul Roman, triunvirat între, între Cezar, Casius și Pompei, care tot așa a plecat trei generali romani, care undeva până în anul 50, înainte erei noastre, s-au gândit, bai să luăm noi puterea în Roma, marele imperiu Roman, și să uh, aducem bunăstare, să facem... Până la urmă s-au ucis între ei, bine, pe... Crassus Crasus l-a omorât Persia, au turnat aur. Ai venit după aur, ai venit să cucerești Persia și au turnat aur lichid pe gură de viu. E ceva îngrozitor. o paralelă, da. iau cum văd lucrurile până în 2024, văd că PSD-ul și cu PNL-ul se ucid între ei, ca și generale ăștia romani. Adică din coaliția asta va rezulta un dezastru și un eșec total în alegerile din 2024 și pentru PSD și pentru PNL. Eu, e Așa eu sunt că destul, se ucid între ei. Eu sunt destul de sceptic că va, deși există o iminență a numirii domnului Ciolacu în funcția de premier, din punct de vedere logic, cred că nu va fi, în ciuda aparențelor astea, nu va fi numit Ciolacu. Deci eu, o să râzi. Eu, eu cred că o să vină ceva, un partid mic care să poată să facă reforme de genul drulă și cu USR. Eu nu sunt Usere, nici tu, pe nimeni de acolo. Că adică să nu bănuiască pe cineva că fac o propagandă, că e departe de mine. Eu discut obiectiv acum. Cred că pentru că ei au, au pus la punct și PNRR-ul, deci au șanse mai mari să. Că, da, dar PNRR-ul e un dezastru, e blocat, n-am luat o grămadă de bani. Da, pentru că. Uh, -au... au băgat niște clauze. În PNRR care nu le putem îndeplini și din cauza asta banii sunt blocați. Cea mai mare scandal a fost cu pensie speciale și acum uh, i-a pus Uniunea Europeană să recalculeze uh, cu pensiile speciale și uh, s-au dus din nou la Uniunea Europeană zile trecute și da. au calculat ăștia și impactul uh, uh, impactul uh, tăierii ce au tăiat e, din pensiile speciale a bari au ce au tăiat, da, este eu, de 0,0003% și ei au dat... Uh, cu șutul înapoi de la Uniunea Europeană. Băi, dar sunteți nesimțiți, plecați acasă, marși! Da, îți dai seama că sunt niște probleme din punctul ăsta de vedere, dar revenim la variantele astea, totuși USR-ul a pus la punct pnrr -ul. Nu știu, e bun, rău, nu mai contează. Gândește-te că au, ve au venit o altă echipă politică formată din PNL și PSD care s-au gândit, bai, să, pun să vedem cum se potrivește. Să mâncăm un... și noi. Dar uh, nu se potrivește nici ca filozofie, nici ca ideologie, nici ca, ca strategie, nimic. ca nimic cu ce au făcut ăia, că e o altă viziune politică. Unii zic despre ei că sunt și nu zice că sunt marciși. neo marxiști zic eu. Da, zic ei. Există o... fiecare partid o etică chetă, știi, PSD, Ciuma Roșie, USR, neomarxisti, liberalii ciuma galben sau nu știu ce cum le să mai spune, mă rog, există tot felul de... Dar nu înseamnă că sunt și adevărate, pe care noi ni le, le însușim apropo de porecle. Tu știi că în statul românesc omul nu era cunoscut după numele lui de familie. Era după o, nu știu cine. O poreclă. Da. Și dacă auzi o poreclă, aia are mult mai mult efect decât numele real al partidului, știi? Deci nu... Așa, și spun că s-ar putea să vină un partid în tot scandalul ăsta. Ăsta să fie, de fapt, o o pregătire generală înaintea schimbării, tot balamucul ăsta, pentru că nu e deja sătulă, când au de iar rotativă, iară să schimbă bot se de schimbă ăla, dragul cu taxo. Cu toat, nu mai știi cu cine, cu grindeanu, cu deci e sătulă lumea, dumne, dar eu, mie nu mi ajung banii, deja, uite, și cursul euro a luat o raznă, și că am discutat data trecută, între, vorbeam de cursul. M-a puvnit râsul că au înțeles de la Institutul Național de Statistică că avem creștere economică, dar n-au utupeu să zică că avem nu ce crește, au băgat și 0,1%, dar de fapt noi ne prăbușim în seama, gol. Creșteri de Datoria României a ajuns la 700 de miliarde, 700 de miliarde, e mai mult de 50% din PIB. Da, chiar și cum ziceai că sunt 19 milioane de români, fiecare român are de plătit 7500 de euro. De fapt, sunt 15 milioane de români, real, da, nu sunt 19 milioane. 10.000 10 10 de euro, dacă tu faci un copil acum, îl naști deja cu o datorie de 10.000 de, 10 de euro, dacă de l-ai născut. Să plătească. De ce să-l nasc în România? Să Când poți duc... să-l nasc în, în Dubai sau în Spania, unde se naște bogat, nu cu dator. <laughs> da. La noi copilul se naște dator cu 10.000 de euro. Da nu? stă mă, ce ironie. Bună seara, domnilor, ce... Candidați, am citit asta cu candidații, Polonia a dat alarma cu privire la norul radioactiv care s-a pusit asupra lor după ultimul bombardament rus, acum două zile, cred că, asupra depozitului de uraniu sărăcit al Ucrainei. Am înțeles că și Polonia și Germania, cam 14%, de 14 ori e depășit nivelul de... Eu, sincer, eu nu am văzut uh, declarația Poloniei și a Germaniei sau un, un punct de vedere. Eu am văzut la știri. Uh, deci ai văzut da, oficial. Da. Eu am văzut o declarație a lui Patruș în care... Omul întreabă de ce n-au spus și a noștri nimic, că dacă a ajuns norul radioactiv în Polonia și fiind în Ucraina, poate că a ajuns și prin România, măcar până nord, pe acolo, pe undeva, pe la granița din, din nord. De ce nu ne-au prevenit și pe noi guvernanții? Bă, vedeți că vine norul pe voi, stați în case, înghițiți iod, adică chiar așa, cum să zic, nepăsare față de populație? Deci aici, să spun că a fost accentul de la Cernobul în, Ce în, fost 19... în 1986. Ce da. pe 27 aprilie. Nu ni s-a spus nimic. Chiar Ceaușescu a organizat o demonstrație mamut de 1 mai și de ziua tineretului era pe 2 mai. Pe, noi, pe mine m-a scos, m-am îmbrăcat în galben, alți colegi erau în roșu. Păi știau și că ești la pnl sau unde știau nu, să îmbraci galben? Știau. Erau culorile drapelului, dar e bună asta o anticipație a lui Ceaușescu. Și ne-au scos în Parcul Herestrua, am stat toată ziua pe niște sch schele așa pe unde trebuia să treacă el să treacă spre pavilionul expozițional și pe urmă am aflat foarte târziu că exact și-a dat și o ploicică. Și mi-am dat seama pe urmă că de fapt ne am stat într-o ploaie radioactivă cu... Uh, nu știu la... ce -ți tricou da. nu? Și, deci nu, când om, în, în momente de genul ăsta, și așa există panica uh, COVID-ului, care nu s-a stins încă, există multă lume speriată de COVID, există panica financiară, panica uh, războiului, panica, de, și o mai, mai aduci cu panica radioactivă, îți dai seama că uh, au ce să lucreze psihiatrii și psihologii, Cred că e coadă la cabinetele de psihiatrie, adică multă lume o să nebunească efectiv fi până la urmă Trebuie să adoptăm o poziție de uh, liniștire, de, de uh, fatalism, să zic așa, în formă minimă. Zic, bă, ce-o, dracu o fi, o fi, vedem ce se întâmplă. Dar să stăm să ne murim așa, nu? Dumnezeu cu mila și stăm să uh. ne bage la război. Nu, dar dacă suntem credincioși, ne apără Dumnezeu, deci poți să. Ne apără, da. Da. Și nu avem ce să facem. Uh, bună ziua. Cum... Bine, v-am găsit cum vi s-a părut târgul imobiliar. Uh, am fost azi la târgul imobiliar, am făcut un vlog, o să-l pun mâine. Vreau să văd că toți m-ați întrebat de piața imobiliară, cum evoluează, ce se întâmplă, unii zic că crește, alții că scade. Am văzut o grămadă de articole plătite în presa mare de, de firme de imobiliare sau de dezvoltatori imobiliari în care spun... Cu, cu, un tupeu fantastic și cu, cum să zic, o minciună fantastică că s-au scumpit sau că se scumpesc. Nu e adevărat. Piața imobiliară este în cădere liberă, cel puțin în România. Toate apartamentele până într-o de mii care erau luate cu credit pe prima casă sunt blocate pentru că dacă ai un salar de 3.000-3.500 de, de ron, 4.000 nu te mai încadrezi pentru că a crescut foarte mult IRCC-ul și roborul. Se mai vând apartamente scumpe, dar puține, dar în general piața este blocată sau scade. Mai sunt vizători care cred că o să obțină pe apartament cât au visat ei astăvară sau un prim care sunt blocate. Dacă vă uitați pe imobiliare.ro să găsiți sute mii de apartamente. În schimb, au crescut chirile, pentru că ne mai văzându-se apartamente foarte multe, cele care sunt oferite la închiriat sunt mai puține și atunci normal că raportul cere ofertă crește prețul prețul și chiriei. Gândește-te la inflație, poți să spui că a crescut viața și, înflație, inflație, exact. 2%, dar inflația dacă da. e 12%, înseamnă că e o de 10%. Asta a fost prima zi de târg imobiliar. Vă recomand că aici la Palatul Parlamentului se merge și voi. M-am întâlnit cu doi prieteni, să zic așa, o familie de la Rad care și-a deschis o agenție în, în Spania și vinde apartamente pe malul mării, malul oceanului la Benidorm, foarte mișto o să vedeți vlogul, o să-l pun mâine pe, pe canalul meu de YouTube, vă recomand să vă uitați și cu Andreea, cu care am mai făcut uh, un podcast uh, care s-a extins de la Dubai și în uh, Miami, are apartamente, am mai discutat un pic de piața din Dubai, ce s-a mai modificat, ce facilități fiscale sunt, ce rate sunt pentru apartamente. O să vedeți vlogul vlog mâine seară la mine pe, pe canal. Un punct în mare minus pentru organizatori, parcarea este dezastroasă, foarte înghesuită și azi era gol uh, ca și vizitatori și nu mai aveai loc de parcare. M-am vărtit cu mașina, am parcat-o pentru un șantier, acolo m -am, oprit, m am umplut de ciment pe pantofi și de... de Moloz, și doi, era muzica așa de tare ca și în club, adică venea clientul la stand, dacă era vreun client, că nu prea era, și trebuia să urli ca să te înțelegi cu el. Am rugat de trei sau de patru ori pe organizatori să dea muzica mai încet și când am filmat așa, până la urmă am rugat să închidă, au înțeles până la urmă, dar cu eforturi și cu intervenții până sus de tot la nivel de, de, sus. Deci, ca organizatori nu trebuie să, în momentul când este un târg în care trebuie să discuți cu clientul, să te concentrezi, nu poți să pui muzică haos sau muzică electronică la maxim să zboare paharele de pe masă. Adică mi s-a o mare, mare tâmpenie, mare prostie. Da. Cine C crezi că va câștiga războiul Ucraina-Rusia? Nici unul, nici altul. Alții vor da. câștiga și cred că au și câștigat deja, dacă stau să mă gândesc bine. Ce se întâmplă cu explozia rachetelor trimise de UK cu componente nucleare? asta nu am auzit, nu știu despre ce nu, e vorba nu, nu e vorba, de asta e vorba de muniție cu uraniu îmbunătățit, sărăcit. sărăcit sărăcit, care mă rog a fost, fost într-un depozit ai același lucru ca și exact, ah, okay. nu e vorba de rachete alea rachetele sunt altceva Storm Shadow, sunt niște rachete cu care au lovit trimise de Marea Britanie. Acum trebuie să înțelegem că ministrul apărării din Marea Britanie, care se numește Ben Wallers, și care e prezuntiv a fi următorul președinte al NATO, secretar general al NATO, pardon, și dacă vrei să intrăm în amând discutăm, a dat niște rachete foarte performante ucraine, la care lovesc la distanțe foarte mari. Adică asta înseamnă 120-150 de kilometri ceea ce a făcut să poată lu lovi, Ucrainei au lovit Luganscu, au, lu au lovit o fabrică de tancuri foarte mare, acolo duceau rușii tankurile avariate. avariate, le duceau și le reparau, le să, le le mai ducă, să nu mai le ducă la Ural, Ural Zagon-Vagod, care mm -hmm. e fabrică, singura lor fabrică care a rămas. În, care e peste Ural și e făcut încă din uh, cel de-al doilea război mondial. Se făceau T-34 pe acolo. Da, și toate tancurile s-au făcut acolo, T-34 se la Harkov, aici în Ucraina. Ce părea aveți de summit de 1 iunie din Republica Moldova care se adună 50 de președinți? Nici de să n-am auzit. Da, este un, o demonstrație de forță pentru a sprijini Republica Moldova în fața Rusiei care ar revendica spațiul ăsta dintre Prut și Nistru, cum îl revendicăm și noi, și este o, o demonstrație de forță și de întreajutorare a Republicii Moldova să dea un uh, ecou în rândul populației moldovene care se îndoiește și a nu știu ce, cu cine să de care, de care parte să meargă. Bineînțeles că Putin nu poate să meargă și el ca să facă și el, poate că ar face și el o, ceva similar. Dar acum Moldova este de partea occidentală, adică deja a fost. De ce pre crezi? A fost preluată cu Maia Sandu, cu. Am Bel... fost, acum când am fost cu Damian în Dobră, ce am trecut cu bacul pe la Ostrov. Da, așa. Și era în spatele meu un autocar de, din Republica Moldova cu numele de Republica Moldova, dar scrie afară pe el în rusește. Toți cetățenii care s-au dat jos de la țigară vorbeau rusă între ei. Da, bineînțeles că ei sunt, să-și să zic, bilingvi, pentru că limba rusă a funcționat în spațiul Republicii Moldova. E foarte ușor să schimbi o populație prin învățământ obligatoriu. Da, deci doresc apropierea de Occident. Nu, eu am nu, fost nu, în da, Moldova la, la nivel de pol, de vârful politic. nu vorbim de Nu, e vorbesc de cetățeanul a, de rând. Asta n-ai de unde să știi. Că o ziceau, domne, unirea României cu Basarabia și a, a, am făcut, ai văzut că am făcut zeci de vloguri, am fost și cu tine împreună pe la da. Crame, am, am bătut toată Moldova, de la un cap la altul, din Găgăuzia până în Transnistria și ăndreava Moldovenia de la Țara am oprit, am fost pe jos, am neambrilat, vrei vrei să te unești cu România, păi la, la ce ne ajută? Cahul, în norci, până zis. la Cahul, la cine ne ajută? Asta, da. asta a fost vorba. Ce ne ajută? Nu ne trebuie. Noi suntem moldoveni, vorbim limba moldovenească. ei nu spun că vorbesc limba română. Spun că vorbesc limba moldovenească. Majoritatea mm -hmm. cu care am vorbit. Ce propagandă se face la nivel de politicieni și doar pentru câștig electoral? Deci dai seama că este o intervenție politică, geostrategică, importantă și își spune cuvântul. Așa cum au fost convinși după preluarea din după al doilea război mondial au fost convinși că sunt ruși și acum sunt convinși că sunt latini și că sunt au o rădăcini românești. Adică e, oamenii ei nici mai știu ce să mai creadă. Apropo de chestia asta cu moldovenii care vorbesc rusă, au făcut acum o statistică să vadă că au dispărut 16 milioane de ucrainieni din, de când a început război, au plecat din țară. 16 milioane de ucrainieni, da? Da. 8 milioane de ucrainieni sunt în Rusia. Care explicația? Și 8 milioane sunt în Occident. Pentru că sunt foarte mulți Gândește-te că foarte mulți ruși trăiau în Ucraina și invers. Adică nu existat nicio graniță pe perioada Uniunii Sovietice. Toți 8 milioane de ucrainieni erau ruși? Nu, sunt filorus sau sunt vorbitori de limbă rusă sau au prieteni sau neveste. Totuși, sunt sau milioane, Ștefan. Sau milioane. Adică când s-au obligat în Occident, s-au obligat și Rusia. Au fost 40 de milioane, deci cumva s-au împărțit în mod egal. Gândește-te că Rusia a stăpânit Ucraina, cel puțin de la Revoluția lui Lenin până acum. De când la... există Ucraina ca și stat? există ca stat din 1991 de la, din, de, la, de la independența... Și înainte de a fi în uh, URSS-ul ăla... Înainte de, înainte de 1991 era Republica Sovietică Socialistă Ucraineană care făcea parte din... Înainte era din Imperiul Rus și nu se discutau, nu erau granițe. Și Polonia era parte din Imperiul Rus și Finlanda și... Pormă, de abia după Revoluția lui Lenin s-au desprins câteva țări, Polonia și... Finlanda, Ucraina a rămas întotdeauna. De exemplu, Brejnev și-a făcut facultatea la Dineto Petrovsk, în pe Nipru. Hrușciov, care a fost conducătorul Uniunii Sovietice până în 1964, când a venit Brejnev, era ucrainean, el era miner din Donbass. Deci nu exista o diferențe, nici nu, nici să punea problema că ești rus sau ucrainean, asta e, e. același lucru asta practic. e o chestiune mai mai de, de o găsești la noi că e oltean, că e moldovean, dar la ei nu erau nu diferențe. Era obișnuit că tot Moscova e casa lor și mm -hmm. zona lor de aveau deputați în Duma URSS-ului, în Consiliu. Da. erau uh, o family, peci, big, big family. Da, și nu erau cum suntem? cum sunt scoțienii și galezii la englezi. Sau cum sunt, eu știu, toate, sta toate statele au așa. Zice cineva că nu era mai bine decât să ne tot milogim la americanii și să stăm la mila lor cu vizile, să ne apropiem de chinezi, că ne puteau ajuta mai mult. Nevoie de importuri aliat pentru România. Nu era o opțiune pentru români. Uh. Românii, nu știu, trebuie să există o unanimitate. E foarte greu să tragi o rezultantă și să... Nu știu în ce măsură au hotărât românii sau nu au hotărât românii, asta e discutabil. Dar în zilele noastre, dacă îți place mai mult America, poți să în America, n-ai nicio problemă până la urmă, ți-ai viza mai greu de a ajungi, dacă vrei să te în China, te în China. Deci statul în România trebuie să stai sub conducătorii care iau decizii pentru tine, de bine, de rău. Știi că și în America spune problema asta. Există Constituția asta americană care are 200 și ceva de ani al lui Madison și Hamilton care au făcut Constituția americană și toți care se nasc acum zic, domnule, dar ce treaba am eu cu Constituția aia de 200 de ani? Că e o decizie de luată... Avem GPT, nu? E o decizie luată cu 200 de ani și eu nu o recunosc, știi? Așa și noi. Am nimerit într-un sistem, ne-am născut aici, s-a schimbat între timp, a fost o revoluție mai mult sau mai puțin reușită, e discutabil. Dar uh, trebuie să le ducem pe toate. Știți că nicăieri nu e nu cu covrigi în coadă. Dacă te duci în China, te pune la muncă de te rup, te duci în America, la fel. Adică uh, e, des, e discutabil. Eu am, da. ca și tine am călătorit peste tot și am fost servis de localnici peste Globalism, tot. Globalismul, da. da. Încurajați munca și faceți haz de salarii primite de sclaveți. Doriți să intrați în politică, domnul Costănescu. Nu știu despre ce e vorba, ce salarii am făcut eu mișto primite de sclaveți și de sclaveții. Nu, nu înțeleg. Cred că ați greșit uh, uh, chat -ul. cred că era pe alt uh, YouTube. Bună seara, au luat țara pe persoană fizică. Astăzi Ciolacu a declarat că îl lasă pe Grindeanu să fie prim-ministru pentru că este prieten. Oameni bun. ce se întâmplă cu noi? Ai auzit de declarația asta? Da, Eu -am, am spus auzit. la podcastul trecut că Grindeanu va fi premier, că e mai agreat de, de Occident decât uh, Ciolacu. Pentru că Ciolacu are un background naționalist, este din școala lui Dragnea și toți din jurul lui Dragnea au gândit naționaliști care e destul de periculos pentru Occident, gândește-te că nimeni mai vrea în spațiu românesc un Victor Orban sau un Erdogan și Ciolacu și Grindeanu este foarte potrivit, adică e mai, mai, agreat, mai potrivit, e mai cu minte în, în discurs, în exprimare, el, -a, el a fost și un pic, e și mai puțin corupt, deci Grindeanu e mai puțin corupt decât marea majoritatea a deci nu e exclus să se întâmple asta. Deci eu am spus în podcastul trecut că grinda nu e o variantă. Bună ziua! Cum este posibil ca un om precum Daia care nu știe minim o limbă străină să ajungă ministru? V-am spus de multe ori și când am făcut eu live singur și când eram cu Ștefan, în funcții cheie se pun ori oameni care pot fi șantajați, care au scheleți în dulap, ori oameni proști, cum e Daia sau cum a fost uh, aia, premiera aia, de, nu știa țările, comandantul ei, Dăncilă. Așa, deci pui oameni de ăștia proști care semnează, pentru că unul care nu duce capul sau nu are școală prea multă, semnează absolut, el nu se gândește la repercursiuni, nu are mustrări de conștiință că el nu duce capul. Uh, Daia, de exemplu, și-a angajat toată familia, începând cu noră, uh, ginere, uh, fică, soție, toți lucrează în instituții subordonate Ministerului Agriculturii. Deci toată familia lui Daya, nu știu dacă sau nu știați, este angajată la Ministerul Agriculturii, sunt subordonații Ludaia. Asta face Daia și asta le interesează pe Daia și Daia, agricultura românească, este una dintre cele mai proaste administrate agriculturii din toată Uniunea Europeană. Domnul Șicol. Da, mai ales că în mod, din perspectivă liberală, Ministerul Agriculturii nici nu ar trebui să existe. Vrei să este Ministerul Finanțelor, să este Ministerul Justiției, Ministerul Agriculturii, ce să faci? Cum să intervin la fermier? Să-i spui tu ce culturi Să-l să ajuți pe fermier, dar cum acum, îl ajută și polonezii, cum îl ajută și ungurii, cum îl ajută toți. De ajutor din partea Uniunii Europene și din partea statului, într-adevăr, există niște agenții, cum e APIA sau cum sunt, care distribuie. Îți dai seama ce corupție și acolo și cum să distribuie. Păi, banii da, dacă se distribuie prost, Eu am da. făcut vlogul ul ăla cu fermierii din județul Orad, da, 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 în care am fost și vreau nu știu cât de mii de vizualizări cu laptele și spunea oamenii, oameni, buni. Nu e corect să distribui pe cap de vacă, pentru că foarte mulți uh, și-au cumpărat vaci și de drum pe câmp, cum am văzut noi în Delta. Când am fost în Delta, sunt sute mii de vaci abandonate pe câmp și ai au subvenții de la stat. Dați ca în Ungaria sau ca în Polonia litru de lapte predat. Că atunci poți să vezi că dacă înseamnă că muncești din moment ce predai litri de lapte da. și calculezi subvenția pe litru de lapte. Pentru că ăștia de la supermarketuri fac interesul Occidentului. Ei sunt occidentali, pe nu interesează de România, ei nu plătesc taxe și imposte. Dacă te uiți la marile lanțuri de magazine, de supermarketuri din România, nu știu dacă te-ai uitat sau ai văzut, dar poți să găsești că uiți care e firma srl din spate și vezi că e pe minus. De ce e pe minus? Pentru că ei fac contract de management cu firme din British Virgin Islands sau cu insule Caiman și bagă 50 de milioane de dolari management anul ăsta și toți banii pleacă din țară, la noi adică nu rămâne nimic. Vorbești de profit. Da, să ce profit. Șantajează oamenii care vor să vândă firmele românești. A ieșit, un, a ieșit public, am văzut acum la un podcast că la televizor nu da așa ceva și nu ai cum să vezi. Un om care a spus că în momentul când a vrut să intre într-o rețea de, asta de supermarketuri, când au venit în România, au impus fiecărui vânzător de produse să dea o taxă de intrare în magazin. Taxa a fost așa de mare, având câteva sute sau mii de uh, uh, vânzători de ăștia care vreau să-și vândă marfa în magazinul respectiv, ei și-au construit practic pe banii românilor și banii pleacă toți în Occident. De ce nu uh, s-a gândit nimeni, cum au făcut frații Dedeman pe partea de material de construcție asta, să facă un supermarket românesc în care să fie in, uh, exclusiv producători români, să producem noi? Mi-a scris acum ceva de la Timișoara, un fermier care uh, a văzut că popcornul, de exemplu, care se găsește în pungi, tot este produs în, în Occident, în America și în altă țară și a importat acum și o să mă duc când mă duc acum acasă, pe 31, că e lui Justin, să fac un vlog de la el de la fermă, că a zis că el a importat nu știu câte tone, zeci de tone de porumb special pentru popcorn, și că produce și ambalează și comercializează popcorn românesc 100%. Adică de ce nu se încurajează oamenii ăștia, să fermierii încurajă, români? că e un intervenționist statal. Deci eu dacă tu, de exemplu, vai vacile și vinde la asta și îți dau ție bani, toți ceilalți zic, bă, stai puțin, de ce îi dai lui ăla? Îl ajuți, dezechilibrezi piața. Deci piața trebuie să funcționeze liberă, mâinile invizibile ale statului. Bun, dar de ce îi lasă să facă monopol? Pentru că ăștia, procesatorii de lapte, au, au făcut un monopol și s-au înțeles total neconcurențial la prețuri cât să ofere producătorii. Ei dau acum la cei care produc lapte un, un leu jumate, un leu 50 și încă 10 bani dacă este lapte de super calitate. Bun. Și un lapte bun, calitativ, ca, la care nu iau din el nimic și lasă așa cum e de la mamă lui, Cresime. de la vacă, 10 lei. Da. Că toți îmi spuneau, domnule, dar am găsit la Oș în lapte cu 5 lei sau nu știu unde, cu 4 lei, ăla nu mai are nimic, are apă 99% și mai are uh, niște vopse albă ca să fie lapte. sau uh, Majoritatea iaurturilor, dacă vă uitați pe ele, conțin gelatină sau nu știu ce uh, alte porcării. Adică ei iau din lapte cei mai buni și după aia fac iaurt și ca să compenseze, ca să mai stea ăla tare așa, îi bagă tot felul de substanțe, de astea... Adică din 10 iaurturi care le găsești în magazin dacă te uiți pe spate ce conțin... Nu, practic, nu sunt uh, adevărate. Sorin, eu suntem. În, să știi că situația asta dificilă prin care trecem nu e uh, inedită. Ea a mai fost în istoria și a României, și a omenirii. Uh, trebuie doar că noi suntem un pic cam plângăcioși. Ne-am învățat cu lucrurile date de a gata, ne-am. Uh, suntem comozi, vrem să fim ajutați tot timpul, bă, vrei să te descurci, descurcă-te, adică... Păi dar nu favoriza da, pe dacă, păi, corporațiile internaționale, uh, pentru că noi tot știu, timpul... Totdeauna organizare, organizare între mai mulți oameni e, mai productivă. Ce aport au dus la economia României lanțurile astea mari de magazine? Au făcut magazine pe banii românilor care au vrut să vândă în magazin, dau salariul minim pe economie la oameni și toți banii, tot profitul exportă în afară. Deci care e aportul lor la economia românească? Ce fac ei pentru economia țării? Ca să poți să îi încurajez și să e... îi, îi favorizez în detrimentul producătorilor mei români. Sunt foarte mult, sunt foarte mulți parametri care trebuie avuți în vedere și, încă o dată, cu producătorii români. Eu știu ce am auzit că, uite, și în zona Aradului și a Timișoara, sunt foarte mulți italieni care și-au cumpărat terenuri acolo. Doar că, au teri... că terenuri în România înseamnă că sunt români sau Bine, cum îi diferențiem? Ei, cei care și-au cumpărat terenuri în zona noastră a Rati Mișoara, sunt într-adevăr italieni sau austrieci sau ceva, dețin mii de hectare de, de teren, produc porumb, grâu, floarea soarelui, rapiță și exportă. E altceva. Da. Eu vorbesc de cei care. cu, că, cu super, magazinele alimentare. Da, de, adică lanțuri, fermierii de vaci, no, okay. ciobanii care au oi găinii și așa mai departe. De asta vorbesc. Pentru că 90% din produsele care găsești pe raft sunt te îmbolnăvește. Ori au amidon, ori au tot felul de substanțe, ori au gelatină, ori au asta și oamenii aruncă laptele la gunoi. Adică nu e normal. Adică trăim într-un paradox. Fermierul aruncă laptele la gunoi pentru că pe el ca să producă litru de lapte pe care primește un, un leu 60, îl costă 2 lei și 10 bani sau 2 lei și 20. Și este în papă, e coadă acum la abatoare, poți să confirme oricine și e public de 2-3 săptămâni că atâtea vaci sunt trimise spre moarte, spre tăiere, încă nu mai fac fața abatoare, Nu avem capacitate să tăiem câte vaci au renunțat. De ce renunță la ele? Pentru că nu-și mai permit costurile cu vaca. Până la urmă da. o să tăiem toate vacile și o să mâncăm, cum zice Uniunea Europeană, gândaci, de aia de Colorado și ce gândați ce să mai mâncăm, nu știu, greieri și Absurna, tot felul. M o, remarca remarcă, ești foarte indignat, ai o supărare așa, o general. Am o supărare pentru că chiar azi am vorbit cu cineva și mi-a zis, m-am îmbolnăvit, că am mâncat ceva de la supermarket și când am fost la doctor și am, am stat și în spital vreo două săptămâni, mi-au spus că uitați ce conține și că nu n-ai cum să-i dai în judecate pentru că el a scris pe etichetă, dar tu te uiți pe etichetă când cumperi ceva de la supermarket? Mănânci hmm. și gata, Să nu te uiți cât euri conține ce substanțe. 90% dintre români beau cafea, care e cea mai mare toxină Hai a tu un cafea. Nu e un fix, e o toxină recunoscută. Și de Uniunea Europeană, acrilamida. Deci cafea e mai periculoasă decât gelatina aia care o bagă ei neaurt. E foarte periculoasă și mult mai periculoasă. Și totuși oamenii, eu cred că dacă ai scrie care e ipsos pe iaurtul ăla, lumea tot l-ar lua și l-ar mânca. Deci, foarte, tu ești un om educat care ai o școală, care ai niște contacte. Păi tocmai de asta, -am permis să îmi permit să vorbesc aici, nu? Și tu, 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 citești, dar marea majoritate nu citești. Dom'le, e iaurt, îl mănânc și gata. Acum, El crede că e iaurtul ăla care făcea bunica, de că exact, punea niște... nu e foarte greu să te specializezi în toate. Noi stăm, avem timp liber, stăm altfel, stăm din clasa cu timp mai mult la dispoziție, știi? Să zic așa. Un fapt cert este că faptul că PSD va câștiga alegerile, singura mare surpriză ar fi să obțină aur un scor mai mare decât PNL-ul. Pe, pentru mine, de la cum merge PNL-ul și ce porcării au făcut, mi s-ar părea surpriză să ia aurul mai multe procente. Bătălia este între aceste două partide, pentru locurile 2 și 3. Da, există o problemă, asta e și o mare discuție. Dacă PSD-ul nu intră acum la guvernare și va fi trecut în opoziție, dacă președintele va numi un premier care să nu fie de la PSD. Și... Până are cum că e semnat, au semnat coaliție. Câte nu s-au semnat în spațiul românești, n nu -au, au nicio valoare poate să numească un alt premier și așa cum a fost Cioloș, care n-a avut nici măcar partid în 2012 sau după colectiv, imediat după Ponta când a fost, în 2014 parcă a fost, nu mai știu exact, pentru anul electoral a condus Cioloș care nu avea nici partid, așa poate acum să numească un tehnocrat sau un specialist sau un partid, președintele unui partid mic. Și spuneam cu, cu dacă, dacă președintele nu numește de la PSD de la Partidul Social Democrat și PSD-ul să-l ce în opoziție. PSD-ul va câștiga în 2024 absolut tot, cred că ea și majoritatea parlamentară de 50 plus 1 din vot. Tocmai de asta pe, există niște calcule că PSD-ul trebuie lăsat la guvernare ca să se uzeze. Deci astea sunt niște calcule politice care depășesc cumva uh, și interesul și accesul și zona de informare pentru marea majoritate a românilor. Da, sunt chestiuni evidente. Stai că am sărit că sunt multe mesaje, foarte multe, am rămas în spate că am dezbătut prea mult câte un subiect și avem vreo 30-40 de mesaje. Dar nu, o să ne mai scuze dacă mai sărim câteva, o să le mai răspund, le-am mai răspuns și eu pe, la întrebări. Călin Georgescu este o alegere bună în vederea domnului Jicul. Dacă am sărit peste întrebări, mai puneți-mi în că mi-au sărit, mi sărit întrebările de pe telefon și. Dacă mă întrebați, doamne, călin Georgescu este un pic arogant, deci este un pic. e foarte inteligent, indiscutabil, din punctul meu de vedere, are o aroganță care nu Știu e. Știu că a fost la mine la podcast și mi-a spus de la început vorbim exact 50 de minute, nici un minut mai mult sau mai puțin. Nu m-a lăsat să-l întreb aproape deloc și a ținut discursul și a plecat. Adică... Da, asta e o, o, o formă de aroganță, deci nu cred că este potrivit. Bună ziua! Considerați că e timpul unei noi mișcări politice ca, cu lider ca Ana Maria Gavrilă, de exemplu, o nouă generație care să dilueze actuala clasă. Mie mi-a plăcut foarte mult de Ana Maria Gravilă, Gavrilă, sincer. Mi s-a părut o femeie sinceră și cu intenții foarte, foarte bune. Și am feeling la oameni. Întrebă ceva dacă e live sau e înregistrare. E înregistrare, e înregistrare. Suntem în înregistrare, suntem în studio. Am făcut acum trei săptămâni această înregistrare și de-abia acum am făcut-o joi, nu mai știu pe cât era, pe 4 mai sau mi se pare și de-abia acum reușim să, să dăm această înregistrare. Nu, este live. Haide să i lămurim că să creează confuzie. Nu toată lumea a fost atentă la... Noi suntem în, în, știri, în știri fierbinți de astăzi. Da. Știi că UDMR-ul a făcut o ședință astăzi să vadă dacă este sau nu de la guvernare și au hotărât să meargă în continuare. Ce înseamnă în continuare? Să solicite în continuare Ministerul Dezvoltării ăsta, care e cel mai bănos. Deci trebuie să înțelegem că sunt câteva ministre. De ministeri... mereu totdeauna au fost doar pentru interesul lor de partid, nici măcar pe secuia lor nu i-au ajutat niciodată. Eu mă mir că secuia lor mai votează cu ei, pentru că a fost o gașcă de profitori care și-au băgat banii pe buzunare de câte ori au, au și acolo un minister, două ministere sau trei, s-au împărțit banii între ei și în grupul lor și în partidul e, lor. E știi? indiscutabil că sunt niște oameni foarte bogați care au mulți dintre ei au trăit sau îmbogățit la stat fiind la stat, dar pe de altă parte sunt și foarte profesioniști. Deci eu am lucrat cu demeriști în guvern și vreau să spun că... Dar n-am contestat este că nu sunt profesioniști. o diferență între, da, între celelalte partide și UDMR. Ei și selectează cumva... să mai riguroși, mai... De ce România nu e în OECD? Și când va intra? O să intrăm în OECD. Este o organizație foarte importantă, care cuprinde țările occidentale și suntem în negocieri, dar noi nu respectăm. De exemplu, ni s-a pus condiția de către OCD să numim administratorii în, la întreprinderile publice, să-i numim pe mandate de patru ani, cum scrie în lege, și noi îi numim tot provizorii și tot așa, adică facem tot felul de matrapază cu românești, românisme și, bineînțeles, că e foarte greu să fim parte din OECD. Asta zic rușii, că au lovit acel presupus depozit, asta nu înseamnă că e adevărat, chiar nu știu. Nu, nu chiar au, au fost pe, au fost foarte multe imagini cu niște de explozii spectaculoase, mm -hmm. ceva de dimensiunea unei bombe atomice, dar nu că au avut bomba atomică, mm -hmm. și, pe, și pentru că era foarte... Au, au avut informații și au trimis un chinjal din asta o, o okay. armă supersonică, ca să înțeleagă toată lumea ce e chinjal. Este o superarmă, cea mai modernă la rușilor. a rușilor, care are viteze hipersonice, deci are de 10 ori viteza sunetului. Deci adică ajunge la 12.000 de kilometri pe oră. Mamă, frate! Deci ajunge de aici în Statele Unite într-o oră. Deci e foarte greu de... și are și o, o, o mișcare atipică, deci nu merge pe o parapet da, da. și e foarte greu de urmărit. Și toate sistemele, acum e o dispută dacă sistemele americane de tipul Patriot, asta care costă un miliard un sistem Patriot, dacă un sistem din asta american Patriot poate recepționa, poate intercepta o rachetă Kinjal din asta care are e hipersonică sau nu. Și mă rog, în Ucraina, Ucraina a anunțat că au doborât cu petriotul niște chinjaruri și au zis că nu e adevărat că noi am distrus Petri, Adică aici e cumva... Da, fiecare da, trage cu, puza da. pe turta lui. Da. Nu vă băgați în politică domnul Gosescu. Am spus că nu mă bag dacă găsesc pe cineva care să fie pe aceeași lungime de undă cu mine și să văd eu că e un om serios, cinstit și care are șanse pentru țară o să-l sprijin financiar, publicitar, marketing, dar nu o să mă bag eu în, direct în, în politică. România intră... Eu zic că deja ești în politică, pentru că fiecare dintre noi facem un tip de politică. Păi, Avem politică o... să fie acolo, într-un guvern, într-un parlament, neapărat, și dar să poți faci... să iei o decizie pentru tu populație. Faci, uite, pentru cei 117.000 de abonați ai faci politică, să știi. Deci tu ești un politician. Un, politician. Ai mai multe voturi decât 4 eurodeputați. <laughs> Serios. Sunt filmulezi Filmulețe, prietene pe net, dar ăla care l-a lăsat Rusia 15 rachete și Ucraina dobărut 17, cum este nu este propagandă. Deci, eu nu-s groza, sunt filmulețe prietene pe net, dar aia că a lansat Rusia 15 rachete și Ucraina a dobărât 17 este deci, sunt propagandă. Prim, când începe războiul, primul care e ucis e adevărul. Deci tot ce vedeți, pune sub semnul îndoielii că ar fi adevărat, indiferent de ce parte auziți. Păstrați-vă echilibru și bă, ar putea fi, n-ar putea fi și treceți prin filtrul toți adică vor război în afară de Orban, cel sârb și cel norvegian. s au exprimat, eu știu că Orban și-a exprimat neutralitatea clară și nu a vrut să treacă prin Ungaria armament sau și ceva. Și a și blocat fonduri ale Uniunii Europene pentru un a Ucrainei. Adică el s-a exprimat foarte... Dar avea drept de veto? Avea drept de veto, da. Cel sârb și cel norvegian. Corado Irodoi, care e moldovean, zic 30% vorbesc rusă Moldova. Eu cred că mai mult, Corado, ești optimist. Da, sunt majoritatea sunt bilingvi. Vorbesc și rusă și moldovenești. Și pot să... Am văzut între ei vorbesc rusă sau cu tine vorbesc... Ce știți despre camioanele cu armament care au trecut ieri prin centrul Iașului? Pe -a văzut coloană, cred că, de kilometri întregi s-au dus în Ucraina. Trebuie înlocuit depozitul ăla care a fost aruncat în aer, probabil. Deci asta s-a întâmplat întotdeauna, nu știu, mai trec și noaptea, trec și la ruși tot așa aduc din, până și din Sahalin și din extremul orient, din depozitele lor aduc arme în Ucraina. Occidentul, la fel. Deci este o interfață care seamănă foarte mult cu primul război mondial. Vezi cum necum omenirea a evoluat și după 105 ani, după terminarea primului război mondial, omenirea se luptă în la fel, în tranșee, cu puști, cu grenade, cu morți. Adică n-am evoluat deloc la minte. Nu Tot... se lupte cu morți, că n are cum să lupte cu, nu, morți. Nu, cu mulți morți. Da. Să, există, există, multe teorii filozofice care spun că noi în gena noastră avem război noi trebuie să ne războim pentru ceva, găsim un motiv să ne războim pentru că asta ne definește. Sau suntem urmași alora care, care s-au războit. Ăștia care nu s-au au, nu, -au, nici nu s-au procreat, nu s-au mulțit, n-au plecat în alte părți și au avut mai puțin moștenitori cu genele lor. Pe când ăștia care s-au război s-au dus și în cetatea și a, a făcut copii acolo și în cealaltă, uite cum e armata lui Alexandru Macedon sau... No. Pentru Sorin Gostanețcu, Republica Moldova a fost și este pământ românesc. N-am contestat asta, nu despre asta, fiți mai atent la discuții. Am spus că am fost uh, prin Republica Moldova de zeci de ore, am vorbit cu oameni de rând și ei au spus că ei sunt moldoveni și vorbesc limba moldovenească. Eu n-am zis că nu-i pământ românesc sau că este sau ceva. V-am spus din experiența mea proprie trăită în Republica Moldova. Atât, n-am uh, zis altceva. Da. Hai că se ceară doamnei că sunt poze cu ce au dobărut ucrainienii, că n Dacă da, nici nu Deci vă fac poza acum da. cu Ștefan în pijama în două minute aici la podcast. Adică pe tehnologia care este acum și la ce s-a ajuns, inclusiv vocea omului poți să o reproduci perfect. Adică poți să redai pe internet o conversație a unui om care n-a avut-o niciodată și vocea lui este perfectă 100% cu vocea omului respectiv. Adică s-a ajuns la o tehnologie în care poți să dai imagini fake despre oricine, despre orice și fără probleme, adică... Da, da Sorin, uh, Forrest Gump, celebru uh, film al cu Tom Hanks din 1997, el apare vorbind cu Nixon, cu Richard Nixon, cu fostul președinte american, uh, făcut, uh, deci imagine s făcute în 1997, când a apărut filmul. Ce mai zici de acum, de 2023? Deci sunt, uh... Grindianu e băiatul ăla care a strâni scandalul referitor la canalul Băstroie și acum tace mâl când s-a dovedit a fi o minciună? Ce scandal? Eu nu știu despre ce e vorba. Uh, mă rog, el fiind ministrul transporturilor a sesizat faptul că să adâncește canalul Bustroi și devine navigabil și să afectează ecosistemul și că n-a fost informat Povestea de data trecută, din ce cauză s-a adâncit canalul Băstroie. S-a adâncit pentru că nu se mai pot băga nave pe strâmtorile turcești, pentru că Turcia, atâta vreme cât e Erdogan acolo, e a rușilor și a chinezilor. E cu Rușii. Apropo, vor să intre și vrea ei. Occidentul să-l dea jos pe Erdogan și vrea îl susține pe opozantul da, lui Erdogan. Da, ca Cacilic Doglu. Așa, și uh, Occidentul a găsit ca soluția, am vedere că Dunărea pleacă din Germania. Bun, dar noi avem delta aia care e cea mai frumoasă și cea mai unică din Europa și o să distrugă pentru că adâncind canalul Bistroie, toate apele din delta se duc în canal și seacă toate grindurile alea și tot, 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 tot ce adică să o să fie un dezastru ecologic nu nemaipomenit. Că nu, nu are cum să se ducă mai departe. Sorin că ar trebui să adâncească până la adică nivelul apei de la Marea Neagră e același. Deci noi toate grindurile alea și totul este pe nivelul mării. Este un nivel zero. Și acolo sunt câțiva centimetri grindurile alea care sunt în toată delta. Deci, deci, nu, nu se ducea pe în canal nu se acolo. Se duce, nu, e o iluzie. E o păi și atunci de ce s-a opus România? Ce treabă aveai cu Ucraina, dacă nu e așa? Deci nu s au opus România. Cum să nu? A zis, a... domnule, dar cum adică au făcut și scandal și plană deci europeană? că exist, Ucraina... Există totdeauna motive, mai mult sau mai puțin, vă uitate, cum a fost și cu legea copiilor, deci inventezi sau te legi de un subiect pe care poți să-l folosești, să-l exploatezi în, în, folosul tău și la prezinți publicului și ai mai mult sau mai puțin credibilitate. Ai văzut scandalul primarilor de să săptămâna asta cu negoiță cu palmierii și cu ce mizerie, Nicușor, bă, ce, tot pe banii noștri și Nicu pentru că a început campania, Nicușor Dan Sorin. pe banii noștri și negoiță pe banii noștri. Sorina a început campania electorală și... Mie nu-mi place de negoiță la de când a dat seapa aia ordinară imobiliară. Au, au, făcut blocurile la groapă, la glina, pe care oamenii de atunci au copii mici acolo, îi prostești că o să închidă groapa și că nu o să miroase. Eu trec pe acolo spre, spre casă, spre Frumușan și când trec pe cheiul Dâmboviței pe lângă eu blocurile aia, zi, deci da. un miros pestinențial. Am angajați care săraci și-au cumpărat, cu, au luat oamenii credit pe 30 de ani și-au cumpărat în blocurile o negoiță de la glina și nu pot să țină copii afară sau nu pot să țină geamul deschis pentru că miroase ca în, cum ai fi în mișto cu gropii de gunoi. Deci au bătut joc. Adică ce conștiință poți să ai tu miros ca de imobiliar. De stradă, da. Exact. Ce conștiință poți să ai să iei niște oameni cu familie, cu copii mici, care au luat credit pe 30 de ani cu ultimile lor economii și să-i bagi în groapa de gunoi? Sorin Ticăloșia capitalismului a fost subliniată de Marx. Bă, păi, dar nu mai oră. avem umanitate de tot? Păi, și că... acum pot să-mi facă negoiță de parcuri și de nu știu ce, că pentru mine nu mai există. Adică s-a terminat cu faza aia cu... Poate el credea că s-a acoperă da. glina și nu s-a acoperit. Deși chiar dacă o acoperia, Era bună intenție, Aia acolo. mai miroase o mie de ani după ce ai acoperit-o, că sunt materiale în putrefacție, acolo sunt miliarde de tone. Sunt Auzi un, un domn foarte bun în finanțe Domnul Sorin, profitul e una iar plătitul taxelor e alta Domnul Ionus Groza Chiar aveam nevoie de cineva să-mi dea niște lecții Financiare și de business și de asta Văd că vă pricepeți foarte foarte tare La profit și la la taxe. Nu, el zice că profitul e exportat și taxele le plătesc în România, adică salarii... Păi din moment a... ce eu fac incozitele. contract de management de 50 no, de, de milioane, de... ăla să scade din profit, da, Ștefan, da, că de e pro... cheltuială. Da, da, el, taxele rămân în România. Asta care ca taxe? Pentru Pe eu plătesc? salarii, pe... Uh... Păi da, da, taxa pe profit de 16%, care e cea mai mare. A, aia se duce afară, Păi și atunci, despre mă. ce vorbim? Deci se împarte cumva, e mai puțin decât... Uh... Numai specialiști aici, numai finanțiști avem. Să, să vrei să spun ceva, sunt și mulți români care care au firme în România și plătesc în insulele Cayman sau știu unde. Eu vorbesc de faptul că producătorii români sunt omorâți de statul român și nemernici ăștia care scot tot profitul din țară, sunt încurajați și ajutați. Asta am spus, nimic altceva. Și susțin chestia asta și pot să o dovedesc chestia asta. Da, bineînțeles că există o fisură acolo și o scurgere. Dar deci spun că chiar români, oameni care au firme în România, eu cunosc oameni care au firme în România, și că au găsit țări unde impozitul pe profit este mai mic, își declară sediul firmei în afară, nu știu ce paradis fiscal sau chiar în Dubai sau nu știu pe unde și își transferă acolo, dar în general în Uniunea Europeană <laughs> se întâmplă. scrie cineva iar o ia cu cafeaua și te are fix lui cu cafeaua, Nu ai cum să-l... Este... Deci are două componente periculoase. A și B. Da. Una atacă sistemul nervos și doi este o trăvitor, este o travă. Eu de nu mai sunt nervos și sunt vesel că mi-a atacat sistemul nervos. Păi să știi că suntem amintă. Sorine, să știi că de când s-au descoperit medicamentele și oamenii pot trăi mai mult de 70-80 de ani, au existat alte metode de a pondera această vârstă avansată și atunci ți se dă cafea, țigare, Apropo despre PNL, sticată, da. ce părere are domnul Șicol despre acel individ Iulian Dumitrescu cu funcții înalte în partid care a păgubit statul român cu zeci de milioane de euro prin așa zisă rețeaua albanez? Deci dacă ați, dacă ați urmărit podcastul anterior, am fost foarte critic, bineînțeles că nu sunt de acord cu astfel de personaje care s-au infiltrat în partid și să este vicepreședinte, prim vicepreședinte al partidului, este președintele Consiliului Județean Prahova și dacă lucrurile sunt reale și vor fi investigate de procuratură sau de DNA într-o zi, sper să ajungă acolo unde e locul. Deci, n-am nicio milă. Cine a furat să se ducă la pușcărie. Știți care e părerea mea? Foarte bine. noi deci simă la... și respect, o întrebare. Ce fel de guvernare avem nevoie, sugerați, la ora actuală pentru țara noastră, democrația în același model se poate lua în calcul? Nu înțeleg. Deci, democrația este viciată și este viciată încă de la apariția pandemiei. Gândiți-vă că restricțiile de circulație, de exprimare, de. Toate au fost, uh, au fost impuse odată cu pandemia și ele s-au perpetuat. Deci noi trăim într-o non-democrație acum din cauza războiului, din cauza pandemiei. Deci noi suntem într-o formă de uh, dictatură, dar nu numai în România. Toate țările, atâta vreme cât există războiul ăsta, nu mai poate funcționa. Democrația a existat în uh, anii 90. Când uh, s-a terminat războiul rece și Uniunea Sovietică s-a predat și s-a împărțit și numai, Statele Unite nu mai aveau niciun adversar, adică nu, am, nu mai exista niciun contra, o, o contrapondere la nivel mondial, și atunci putea funcționa democrația, libertatea de exprimare, libertatea presei, separația puterilor în stat, dreptatea justiției. Care au rămas pur teoretice, care nu se mai aplică rămas nimic. Care au pur teoretice, că nu mai e. Uite acum, de exemplu, eu mă duc la instanță în România să depun un dosar și ei teoretic ar trebui să-mi dea număr pe loc pe sistemul ECRIS. Să-ți dea un număr. Să-mi dea un număr, să-mi spună la ce complet. Nu-mi dau imediat, mă anunță peste 2-3 zile după ce îl studiază ei și văd dacă are o componentă politică, dacă cum să-l manevreze și îl dau la un judecător care e venit de la Piatra Neam sau de la Botoșan sau nu știu de unde care săracul a fost și el a adus cum necum într-o instanță Jabca. și se dau dosarele astea pe care el trebuie să le, să le, soluționeze cum îi se spune. Deci există premiza asta că... Păi nu mai e libertatea justiției, păi nu mai e independența asta să că toate, cum nu mai este nici democrație, gând, uite te, cu uh, cumpărarea păi precie mai bine. Nu, dar uh, suntem într-un declin din toate punctele de vedere care se resimte și în buzunarul nostru și în... Uh, ordine publică și în educație și aș vrea să vorbim neapărat despre profesori ăștia amărâți care au ieșit pe bună dreptate Am să... sărit o întrebare pentru că ți-am zis că mi-a sărit YouTube-ul cu întrebări și una era despre ce părere avem despre greva profesorilor Bine că mi-a adus aminte deci Suntem total, cred că și eu și Sorin la 3, cu 3.000 de lei pe lună cât are un profesor cu toate gradele nu poți să supraviețești în spațiul românesc și cu atât mai mult... De aia sunt mai mult suplinitori decât profesori da. și care n-au școală și în momentul când se dă un examen ca să intre pe un post Ați că tot timpul scrie presa în fiecare an că iau nota 2, nota 1, nota 3. Și neavând pe alții, pun și pe aia cu nota 2 și a 3 ca să ne educe copiii. Pentru că nu se mai duce nimeni în învățământ, că la 3.000 de lei... Pentru că lei... salarea asta de mizerie. Sunt de mizerie, un profesor trebuie să se îmbrace ca să dea un respect, să aibă copiii un respect pentru el, trebuie să se îmbrace frumos, să se coafeze o profesoară, trebuie să arate cumva. Deci este o bătaie de joc, este un stat care nu mai poate să gestioneze, dar nu din vina statului, ci din din, încă o dată spun, este un sistem uh, internațional care creează premizele declinului ăstuia din spațiul românesc. Pentru și... amândoi, pe cine credeți, vedeți capabil să fie noul președinte al României? Deci uh, e o diferență între cine a... o Charles. Cine a fi capabil și cine va fi de fapt. Deci că încă o dată... Am deci zis. nu cine va fi capabil va fi noul președinte al României. Depinde capabil de ce el este capabil. Capabil să scoată țara din niciun rahatul în care suntem noi acum. Niciun președinte acuma. nu poate să... Dacă lași pe unul care are premiul Nobel să-l pui președinte în spațiul românesc, nu se poate face nimic. Pentru că e imposibil. Suntem într-un într, într angrenaj mondial cu tot felul de coerciții și condiționalități internaționale și nu putem să depășim faza asta. Apropo de premiul Nobel, am ținut post cu apă de luna mai mâncat până aseară și toți au zis că e o prostie, o să mori, o să leși, nu știu ce. Și a, a, după aia am citit că de fapt fastingul ăsta a, a fost inventat sau nu știu cum se numește. Omologat. descoperit sau așa de cineva care a luat premiul Nobel pentru fasting ăsta. Adică a luat premiul Nobel în medicină pentru fasting. Dar după părerea concetățenilor noștri, fastingul este o prostie. Știi că în religia creștină există forma asta de sacrificiu în a postii. Da. Post negru se numește. Post negru. Sau? Există mai multe categorii de Știi că există stâlnici, stâlnici zăvorâții, uh -huh. pusnicii da. și cei care postesc. Știi că am întâlnit la Munteleate, sunt călugări care mânca doar patru măsline pe zi. Da. Și era bine, mersi, era foarte, era lucid, foarte bine de da. da. Deci situația este dramatică, dar noi trebuie să, să supraviețuim. Și ce trebuie să facem? Trebuie să ne iubim mai mult semenii, să fim mai toleranți, să fim mai critici la adresa sistemului, adică să facem petiții, să facem... Să am, da, uite, Sorina, am avut ieri o dramă, m-a durut capul toată ziua. A venit o puștoică la mine la Unirii de 12 de ani. De, a, 12, 12 ani să, să prostitez. M-a întrebat dacă poate să mă ajute cu ceva și arăta bine fata. Era drogată, flash, adică Uh, îngrijorător câți de copii drogați vezi pe străzi. Deci am fost într-o seară pe jos, nu mai știu tot, am filmat ceva cu Damian, cred că, și am mers pe jos pe niște zone, pe aici, pe la universitate, pe la așa. Am văzut, nu-ți exagerez, cred că 10-15 tineri până în 16-17 ani, drogați, morți, sprijiniți de bordură. Și, și aici să spun cum s-a terminat toată treaba asta. Deci avem puștai ca asta la mine, că dacă... Dar fapt... de unde știi că avea 12 ani? Păi m-am și eu, am avut și o fată, cunosc și eu copii. Că mai sunt unele care arată mai tinere. Deci era ruptă de drogată. fetiță, șaptă, era clasa 7 8 maxim, de zic, ruptă de drogată, îmbrăcată frumos cu niște pantaloni pe scărești, arăta bine, adică nu era urâtă. Și pe zi, unde mă, erai? Eu eram în mașină pe de Unirii. Și a venit la tine la mașină? la mine la mașină, da și zic că mă fată, dar zic tu ești drogată, așa că nu sunt drogată, bineînțeles că am pus mâna mea pe telefon, am sunat la poliție, zic dom'le, este o puștoică de 12 ani, este victimă sigură, că îți dai seama că o iau ăștia în rețele, o poate să o și traficheze, să o bage la organ, să o cerce cu aia, că dacă e Normal. drogată, e o țintă, o fată de 12 ani, și am sunat imediat la 112, mi-a răspuns o dispeceră care m-a dat la Poliția Capitale, care m-a dat la un echipaj de poliție, vreau să spun că am stat o jumătate de oră. Eu -am... Așa va ăștia de obicei, sun la 112 și mori acolo cu telefonul mână. Și nu, băieții profesioniști, dar mi-a explicat polițistul, până la urmă, domne, m-a sunat după, o jumătate, după încă o jumătate de oră, o oră în total asta să dusese. Aia fărat... putea, putea să prositeze cu vreo 5 S-a urcat într-o mașină, s-a întâmplat ceva, i-am pierdut, n-am putut să o urmăresc. Deci s-a dus la unul care n-a sunat la 112. Așa și zice, domne, credeți-mă că avem șase cazuri și nu mai știu unde să mă împart. Vreau să spun că poliția e vai de mama ei, în sensul că nu este dotată. Pentru că nu există țară din Europa asta de lume să pensionezi profesioniști, tu ești în deplinătatea și maturitatea profesională și intelectuală, la 40-45 de ani ăștia se pensionează, iau pensie de 100 de milioane și vin puși de ăștia da. cu cercei până în, urechi stai și, stai cu puțin cercei în și cu cercei în și cu cercei în limbă și, și arogant și cu cașcheta pe ceafă de pierd pistolul când fug de pe stradă. O polițist mai mult de 4.000 de lei nu are salariu și nici pensie mai mult de 4. Eu vorbesc de polițistul de stradă, de nu vorbesc de bode sau nu știu ce politician care se dă Polițist. Așa, și uh, vreau să spun că uh, sunt foarte îngrijorat de infracționalitatea asta care a luat amploare, fiul meu care. Păi s-a pierdut controlul, Ștefan. Șapte, uh, 70% din pozițiile cheie din poliție sunt împuterniciți șantajabili. Da. Tot șefii de inspectorate, de poliție, de începând de la Constanța până la Rad, sunt puși pe criterii politice, de politicieni locali care au interese să ia bani de sponsorizări de la clanurile interlope locale. De ce te miri? De ce te miri? Că se încurajează drogurile, prostituția și așa mai departe. Care e mirarea? Sau unde e mirarea ta? Uh, am un uh, finul meu care a venit din, uh, din Olanda, e la o universitate prestigioasă din Olanda, a venit în vizită în România okay. în ultimul an și a fost tâlhărit vineri seară, noi tot vinerea trecută am făcut podcastul live ul de data trecută, seara la, la el în, la piața sudului așa, a fost tâlhărit de trei indivizi cu unul dintre ei avea o sabie, deci nu cuțit, nu box, nu, nu știu ce, avea om o sabie, deci o sabie ninja cu care l-a amenințat, el era cu prietena lui, veniseră în România așa și zis, e obișnuit ca la Amsterdam sau la Haga, sau i știu pe unde, așa, și le-au luat banii. Le -au, bineînțeles. Bineînțeles, le-au luat gâtul. Că sunt mulți care îi omoară. Da, s-au bucurat, le-au luat cardurile, banii, le-au luat tot. În sfârșit. Și vreau să spun că infracționalitatea asta este în, în creștere. Este în creștere. Nu știu dacă ai văzut știrea aia cu VC-urile de poliție din Botoșani, când. Nu? Uh, Poliția Botoșani Cum adică veceuri de poliție? veceuri cu girofar? Sau nu, ce înseamnă nu, nu. wc de poliție? Au găsit pe site-urile de licitații o cerință de veceuri de curte pentru secțiile de poliție din județul Botoșani, pentru poliția rurală din material rășinos 9.000 de lei wc știi? și știi? Cu inimioară de aia pe ușă, așa? Așa, stai să spun și sunt a, 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 am căutat și eu în să. Doamne, Serește ce îmi spui? Bod Bode, când a ajuns ministru de interne până în 2021, a spus că este în România o mie de secții de poliție fără rurale care nu au veceu, care au veceu cabină, cum era pe vremuri. Mi dai seama, mie îmi spusese tatăl meu, bă, vezi că noi între România și Occident e diferență de 80-100 de ani. În, în, Germania, în 1933, după ce au venit Hitler, nu puterea, era curte. a dat da, ordine să nu mai este nicio instituție publică fără veceu cu apă, îți dai seama, în 1933. Și noi suntem acum Acum, în păi 1000, așa e și la loterie, 2023, din 1000 de spații, vreo 300 de nu au WC-ul. Așa, și asta vreau să spun, și 174 de secții de poliție n-au wc deloc. Și deci, cu oamenii cum să te duci la poliție să n-ai toaletă? Adică e ceva... Deci 1000, 1000 incredibil, uh, incredibil. au cabine de WC-ul. Și fii atent aici în Botoșani... Da, dar au BMW-uri. Da, este un prim pas acum. Știu care e disputa cu BMW-ul, cu licitația. Dar cu... a fost evidentă, obviously, adică era, dacă te cheamă Ștefan Șicol și stai pe Bulevardul Unirii la numărul cutare, poți participa la licitație. Deci Vrei a fost să evidentă licitația știi trucată. evident se întâmplă de asta democrația? Spune că liderii trebuie rotiți. Un mare filozof italian, Vilfredo Pareto, spune că trebuie rotiți, trebuie să există o rotație a liderilor, pentru că el deprinde viclenii. Hanis a stat, este al 9-lea an de când este pre președinte și la, mă rog, eu tot l-au ajutat în campanie și s-a întâmplat, a trebuit să-l să, și să și ajute pe, și noi cu un BMW acolo, pe, ceva. pe Schmidt ăsta l-au fi bătut la cap 8 ani de zile și al 9-lea an a zis, bine bă, hai, hai mă, luați BMW-ul de la Schmidt și lăsați-mă în spate. Vină, încoace, ia ia BMW-ul de la Schmidt și gata. Așa. Deci, Sorin, în, în... deci noi nu avem WC-uri deloc la psixia de poliție, dar avem BMW-uri. Cam asta e România 2023. Să spun ceva, deci în județul Botoș sunt 71 de secții de poliție care nu au wc cu apă, au wc în curte de ăsta, cabină de wc -ul. Și alea s-au prăpădit, sau îți dai seama... Mai cade câte unul cu piciorul și înăuntru, din mai... motivul ăsta s-a făcut licitație de achiziționare de wc cu gaură, cu groapă, știi? N-am Al... am știut că există așa ceva. La unde nu? Sau noi? vreun producător de wc cu gaură. Nu, la un atelier de tâmplărie, o firmă și a făcut asta, că unde se fac și coșciugele și eu știu ce să mai face Și încă le din pun net. și girofar sus, nu le pun, nu? nu? le pun, nu? Nu, îți dai seama drumul trăim la într trăim într o tragedie, trebuie să o conștientizăm. Există, e clar că vom înregistra un declin financiar fiecare dintre noi, deci față de perioada de la Belle Époque. Și asta a mai existat și înainte de Primul Război Mondial, între Războiul Franco-Prusac din 1970 și Primul Război Mondial care a început în iulie 1914, s-a numit la Belle Époque, adică o perioadă de progres economic, de liniște, de pace, perioada lui Bismarck, lui Metternich, lui mă rog, a fost o perioadă frumoasă al reginei Victoria și pe s-au degradat lucrurile. Deci există o ciclicitate, un alt, un alt istoric foarte celebru, Arnold Toynbee, spunea că există o ciclicitate a istoriei, că ce a fost o să mai fie, știi? Și cu viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede față începutul cine știe să le învețe. Adică lucrurile se, se întâmplă oricum, Uh, nu în nu forme, uh, forme noi, ci în forme noi. Despre taxele pe muncă în România, care sunt mult prea mari, vorbiți, domnilor? Păi am mai vorbit de chestia asta și cu Ștefan, și separat sunt uh, niște impozite pe salarii uriașe. Adică, dacă angajatorul îți dă în mână să zic. Uh, 500 de euro, mai plătește încă 300 și ceva, 400 aproape către, către stat și atunci o grămadă de patroni dau salarii la negru sau jumate din, din salarii dau la negru. Cum la, dau la negru? Fac evaziune fiscală. Cu, făcând evaziune fiscală diminuează uh, sumele care le-au uh, datorate către statul român. Deci tot statul român pierde. În momentul când mărești taxele prea tare pe un anumit uh, domeniu de activitate sau ceva, dai drumul la evaziune fiscală. Ceea ce nu, nu e ok pentru nimeni și de multe ori am spus public că ar trebui diminuate impozitele pe salarii sau măcar până la un nivel de salarizare, până la 4.000 de ron sau ceva, impozit să fie maxim 20%, nu 45 cum e acum și asigurările sociale sunt degeaba, că dacă mergi în spital mori cu zile, te îmbolnăvești de tot felul de bacterii de alea și de... Cunoașteți dacă este adevărată știrea că cel mai mare constructor român de drumuri umbrăreanu ar urma să își vândă afacerea la americanii de la Bechtel? Am văzut și ceva până știri pe sus, ea. nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, dar mă gândesc că dacă au băgat orice legendă are un sâmbure de adevăr, nu? Nu, dar există o politică a marilor afacerii, să afaceri să înființeze afaceri și să, facă și să Da, Și, și Bacterul, să... fiind un jucător mare pe piața da, de construcții, ceva... deci nu, nu e ceva... neapărat că l-au obligat, l-au băgat americanii în, la colț, și a băi, de Bacter Bacter. e cel mai mare jucător pe piața de construcții în America. Ei au făcut barajul Hoover, cel mai mare baraj din Statele Hoover, Unite. M care se că s-au declarat o mie de secui cu județe cele mai sărace, Harghita și Covazna. Bună seara, de la podcast cu Călinul Georgescu, toți au și sunt pe canal, păcat că promovați așa ceva. Schimbați canalul, domnul Marius. Nu, dar nu am zis că nu-l apreciez pe domnul Georgescu, din contra. Am zis că are o formă de aroganță care nu e compatibilă cu felul meu de a fi. Mie îmi place să iubesc mai mult oamenii, să mă aplec asupra problemelor lor, sincer. Deci, asta e viziunea, nu înseamnă că omul are o problemă intelectuală. Doamne, ferește, e mult mai inteligent decât mine, mi se pare. Da, e de o inteligență maximă. Deci pentru nu. că altfel nu l ajungea ajunge la grupul de la Roma, dacă nu era. Da. Ai vreun premier preferat care îl vezi în nou guvern? Adică după 2024, întreabă cineva? Deci, orice om de bună credință poate fi premier și asta, istoria a dovedit că oameni simpli care au fost selectați din zonele cele mai ciudate, au, au făcut lucruri bune pentru, pentru poporul lor sau pentru neamul lor sau pentru țara lor sau pentru statul lor în speță, în cazul nostru. Dacă ne uităm în istorie în spate, s-au condus vreodată românii singuri, cu bună înțelegere, bună organizare, se poate administra fără să-și facă rău unul altora și în paranteză a se vedea miorița. Nu, nu se poate. Dar Știi? noi din istorie, chiar a făcut o analiză de sute de ani, noi niciodată n-am fost de capul nostru independent, suveran și să n -n nu fim conduși. Sorină, n-am făcut nicio revoluție, niciun război, nimic, nimic, dintr-o inițiativă românească. Deci, deci asta noi tot timpul am fost uh, supuși de către am alții. Am fost reactivi. Deci am primit ordini sau am avut o, un partener și n am asuc ceea ce cine știe ce am face dacă ne-am apucat noi de treabă. Ce părere aveți despre dronele, bai. Actar pe by... care le-au cumpărat ai noștri. Au cumpărat și noi drone? Da, drone de la Turci. Este generele lui Erdogan, face drone și le vinde și ucrainenilor, și, și românilor, și românilor, și și românilor toată este. Este o firmă BAIACTAR, care după numele lui, generisul lui uh -huh. Erdogan, și face drone, care, mă rog, a evoluat sau dezvoltat. Uite, vezi, asta apropo de corupție. Erdogan a venit pe mesajul de anticorupție. L-a fost susținut foarte mult de societatea occidentală, dar pentru că a rămas foarte mult, el este de 20 de ani conducător, într-o formă sau alta, ca premier sau ca președinte al, al Turciei, s-a corupt. De seama că l-a pus pe, dacă Ginerisul are una dintre cele mai mari fabrici de armament din Turcia, e clar că e ceva corupție acolo, că nu e prea mare probabilitate. Bună seara din Chișinău, cu toată stima și respectul, dar noi vorbim limba română. Eu cred că eu vorbesc maghiară, că nu înțelegeți, să explic la fiecare în parte ce am spus. A spus că am umblat în Moldova de zeci de ori și că o grămadă de oameni de la țară și moldoveni simpli mai spus că limba lor este limba moldovenească. N-am spus eu, Sorin, că moldovenii vorbesc limba română sau moldovenească. Am spus ce mi-au spus locuitorii Republicii Moldova de acolo. Când ne întrebai, întrebai ce Vorbesc eu ungurește, ceva, nu înțelege lumea? Nu, stai, stai, nu te... e, foarte bine că explicăm... am explicat de vreo patru ori, că toată lumea sare de cur în sus, fără să... Deci oamenii nu pot să asculte, să, să fie atenți la o idee sau la ceva, el își nu o frântură, o frază sau un cuvânt și o interpretează pe aia. Multe trec pe dinainte, n ne sună multe. Cine să stea să le asculte, să le țină toate în minte? Zice Eminescu. Constantin Sorin, vă rog, faceți un sondaj în acest live să vedem cu cine votează cei care sunt în live. Păi trebuie să pun niște oameni ca să voteze oamenii, dar eu nu știu pe cine să pun, asta e problema. Și... Adică eu dacă aș avea, sunt zâna măseluță și am bagheta magică, zice, bă, pune președinte după cine vrei, aș rămâne cu bagheta mână, Adică chiar nu știu pe nimeni să pot să-l pun președinte acolo să facă treaba. Și nu știu dacă trebuie să, să își mai chiarim votul, știi? Da. Până la urmă. Crezi că dacă loc de vest și NATO am fi ales este, tu crezi că noi români acum eram mai bine? Desigur că nu. Cine vrea să vadă cum ar fi fost dacă alegeam Estul, uitați-vă la Belarus. Bine, ei sunt 8 milioane pe un spațiu mult mai mare. Lumea din... va vota ori cu două mâini sau săturat de hoți. Dar cine vă garantează că cei de la Aur nu sunt hoți? Adică de unde știm că Aurul nu sunt hoți? Asta nu avem nicio garanție. Fata asta pe care tu ai invitat-o era destul de indignată că a fost alesă A fost, ales a fost la Aur și aur. după aia a ieșit de acolo că a spus că a fost foarte dezamăgită, că a, Dar nu s -a, zis a crezut că, că Aurul e altceva. N-a vrut, a fost o doamnă. Pentru da. că cineva de, cu caracterul anei Maria Gabrielă nu o să spună niciodată, nu o să spune niciodată rufele în public. A spus, domnule, m-au dezamăgit cei de la ur și am plecat, nu mi-a dat detalii sau mănunte de ce a plecat. Așa și Călin Georgescu care a fost la ur și a plecat, așa. așa și Cristian Terheș care a fost la ur și a plecat, dar n-au spus niciunul de ce au plecat. A spus doar că am plecat, nu, nu ne-a mai potrivit ca idei și ca și principii până la... Un moment dat. Și ce se întâmplă? Este o, un, un curent idealist, adică, bă, uite, vreau să fie totul... O, și vă dau exemplu utopiei. Thomas Morus, un mare filozof din vremea lui Henrica al vorbind de secolul XVI, a, a scris Utopia. Utopia asta era o formă idealizată, bă, cum ar trebui să funcționeze lumea asta care să fie relațiile între oameni, cine să conducă. Totul era ideal acolo, lucrurile le găsea imediat, Tot nimeni nu vrea proprietate, nimeni nu vrea să acumuleze nimic dacă vrei să-i să dai ceva altuia. Ăla ziceau, eu n-am nevoie, țineți-o pentru tine, adică practic n aveai ce să faci cu surplusul, îl abandonai și își lua de acolo cine ar fi vrut. Și bineînțeles că și acolo apăreau, dom'le, dar muncile grele, cine le face? Păi muncile grele le fac, or să le facă sclavii. Sclavia nu se abolită. Dar nimeni s-a gândit, bă, dar stai puțin, dar dacă, dacă, eu să fiu unul dintre sclavi, că toți ăștia care citau cărțile, care erau intelectuali, care erau nobili, nobilimea engleză de la vremea respectivă, și-au dat, domnule, muncile grele să o, să, o facă sclavi. Ce înseamnă? Plecăm de multe ori într-un partid politic sau într-o construcție politică cu niște idealuri și ne așteptăm acolo să găsim niște îngeri, niște zei. Nu, și aia sunt niște oameni amărâse, niște ticăloși, niște hozi, niște curvari. Uite, zei grecii antice. De ce crezi că a fost abandonată religia? religia greacă veche. Pentru că grecii, toți ăștia din Olimp, 12, greci, 12 zei plus Hephaistos, care era al 13-a care nu stătea cu ei, stătea în vulcanul Edna, toți erau niște ticăloși, erau niște intriganți, erau niște și Zeus, și Hera, și Atena, și Hades, toți erau niște, aveau metehne omenești și atunci s-a abandonat religia asta, s-a trecut la o religie ideatică, a sfinților care nu greșesc, care nu fac grele, care bine se toată lumea. Ce știți despre faptul că UE va da o lege din august așa de se dorește împotriva acestor tipuri de dezbateri. Păi vor să ne punem pumnul în gură. Deja s-a dat o lege în România și este în vigoare și deja au fost chemați o grămadă de YouTuberi, YouTuberi la CNA ca să le interzică să mai se exprime liber, pentru că politicienii de la putere s-au obișnuit să aibă televiziuni și presă servilă și să spună doar ce vor ei, și atunci nu le convine de mine sau de altul sau de altul care se exprimă liber. Deci se vrea îngrădirea libertății de exprimare și ajungem înapoi pe vremea lui Ceaușescu, dacă nu suntem deja. Da, Sorin, dar asta o să se strângă, după ce se îngrădește, se îngrădește, să creează o tensiune socială, dacă nu avem niște supape care să elibereze tensiunile astea sociale și or să explodeze, or să scape de sub control băsale, toată, toată societatea, or să vină revoluții, or să cadă guverne. Deci democrația are o logică foarte bună de funcționare. Bă, lasă oamenii să vorbească. Uite cum e în Anglia. Ne miram pe Ronald Ceaușescu, auzind, auzeam de Hyde Park. The Speaker's Corner, știi? Uh -huh. Că este un loc unde te duci și acolo și uh, vorbești liber și te urci pe un scaun și am văzut și eu am fost de multe în, ori În Malta, apă. cred a fost și era o zonă unde se adunau politicienii adică uh, simpatizanții partilor politice, aveau cafenele și cu tine am da, fost, da, nu? Da, da, Foarte da, mișto. Da, da. Deci era o piațetă cu vreo 5-6-7 cafenele, fiecare partid avea cafenea lui și acolo se aduneau simpatizanții și lăudau sau criticau sau discutau nu, teme politice. Nu, uh, dar Hyde Park e un loc public, deci în mare Parc de lângă Marble Arch, de lângă Oxford Street, este un parc uh, Hyde Park, și în zona e uh, uh, colțul speakerului, unde te urci în scaun și promo promovezi pe Isus Hristos, pe. Ce vrei, Fiecare uh, da, e liber să exprime. Pe Saddam Hussein, pe cine vrei. Să... E un japonez care a descoperit autofagia și a luat premiul Nobel, pentru că a... știam eu că e cineva care a luat premiul Nobel, dar nu mai știam de unde. E. Uh, da, este o autofagie urmă un, un, profesor are salariu de 5-6.000 de lei cu vechime 25 de ani plus vacanțe de vară, două luni plus meditații și lucrează 4-5 ore zilnic. Păi da, dar cu vechime, dar ăștia care intră acum, că de nu mai vrea nimeni, începe cu 2.500 de ron salariu. Am văzut la știri că spunea un lider de sindicat de la ei. Da, nu cred că sunt de 5-6.000 Bună seara, vă ascult lei. cu respirația oprită, în sunteți tare dragi, am de învățat de la voi. Mulțumim frumos! Da, Ce părere aveți de Cristian Diaconescu sau domnul Bolojan? De Cristian Diaconescu știu, îl apreciez, e un tip deștept, dar de domnul Bolojan nu-l cunosc, nu știu cine este. Cine este domnul Bolojan? Este, dacă e vorba de președintele Consiliului Județean păi, Bicor, că... care a fost primar de Oradea, cred că despre dumneavoastră e vorba, este un tip care a venit destul de... Ah, în... cel care a făcut Oradea ceea da. ce este astăzi, ca Viena. Mie Bravo mi lui și respect. destul de jegoșică je Oradea, m-am dus și eu ca la pomul Acum la de curând Anul te trecut am fost. Mi și eu, am, am venit din Ungaria și am zis ce 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 nu domnul la Ungure, este doar la România. America, apropo de... Greva gunoierilor. Dar eu... N-am găsit un loc afară de un ramada care era sau dintr-un lanț de hotel era un jeg în oradea aia de nu puteai să te uiți Ce urci. jeg în centru? Case vechi, ne nezugrăvite. N-ai ne dormit în centru. N-am dormit că n-am avut. Eu n-am văzut decât centru, adică n-am văzut decât centru. Da, și am, am plimbat cu mașina o oră prin oradea oradea nu e așa de mare și nu mi s-a părut ceva deosebit, dar există. N ai fost prin centru pe acolo pe unde au făcut faleza Crișului repede și clădirile alea istorice renovate, ca la Viena? Ai trecut, am ai văzut? trecut cu mașina pe, A, pe marginea. Și și am rămas impresionat cum a renovat toate clădirile alea, adică na, depinde și... cum te apringi pe tine, obosit de pe drum, năcăjit. <laughs> uh, am venit pe partea aia, pe Bechtel, mă rog, pe Borș, mm -hmm. zona mea, să vă să intru pe partea asta. Și mă rog, el are o reputație foarte bună de administrator, că a redus foarte mult personalul, că a eficientizat. Este și un tip, mie nu-mi place ca exprimare, are un, o exprimare de-asta dură. Colțuroasă, arogantă, nu-i pe genul meu. Dar, mă rog, dacă are reputație bună și are votanți pe acolo și îl. Da, mă rog, nu e exclus să fie numit un tip ca ăsta, să fie numit premier. Deci, orice. Pentru numirea de premier de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, e posibil să se întâmple orice, oricare dintre oamenii ăștia de care n-ați auzit, e posibil să fie numiți premier. Și de ce n-am mai zis de Cristian Diaconescu? Cristian da. Diaconescu s-a tot plimbat pe la tot felul de partide. E, și cam, da, e un tip deștept, uh, Nu-i nu prost, este adică e prost. El a, fost, nu un, să compar cu a daia. fost ministru de externe, a fost... Uh, și mă rog, nu e pe gustul meu, mi se pare un pic ipocrit, deci nu are sinceritatea aia care să mă atragă. Știi? Nu cunosc așa de bine, doar ce am văzut la televizor de vreo două, trei ori cu părerea. În UK este criză de personal în rândul poliției și a sistemului de sănătate. Domnul Andrei Ionescu, care e medic în UK de mulți da, Da, e adevărat, Fiica mea este studentă anul 6 acum la uh, medicină, Medicin, uh, da. NHS-ul britanic. Ce NHS? National Health System, Aha. sistemul lor de sănătate mm. din... Așa și anul trecut au plecat 40% din... Uh, 40% din medici, din asistentele medicale au plecat în mediul privat. Cineva dorește să distrugă nhs ul ăsta pentru că asigurarea de zi, asistența sanitară în UK, în Marea Britanie, este gratuită pentru oricine, inclusiv pentru cei care vin din afară. Dacă eu mă îmbolnăvesc din România, mă îmbolnăvesc în Marea Britanie, sunt tratat și fără să plătesc Tot se fără... Tot că îți aspirine la englez la... cât te duci. Așa îți dau dar nu mai, nu mai fac față. gândește Că cheltuielile cu NHS sunt la 140 de miliarde de lire sterline pe an, și în apărare bagă 60 de miliarde. Adică. Da, Să apără de cine? Sunt și ei parte din NATO, au și ei un prestigiu militar, au șapte submarine, Scorpion cu. Care consumă benzină, motorină. Da, și mă rog, au multe. Cheltuieli. Uh. Adică e o cheltuială pe care nu și-o mai permit. Și atunci ce cred eu că fac? Vor să desfințeze necesul ăsta, să-l privatizeze. Și cum o fac? Plătim foarte prost. A fost acum o greva a medicilor uh, rezidenți din uh, NHS-ul ăsta britanic, pentru că primesc 14 lire sterline pe oră, în condițiile în care uh, 13,7 lire sterline pe oră, în condițiile în care la Preta Manje, care e un lanț de un fel de Starbucks, așa, de genul ăsta, în Marea Britanie, primești 14 lire pe oră. Deci dacă ești vânzător la Preta manger sau la Starbucks sau la Sainsbury, Primești 14 lire pe oră, și dacă ești medic rezident, primești 13,7, ceea ce îți dai seama că e o aberație. Și într-adevăr, există o criză mare, și de asistenți medicali, și de medici, dar asta e în toată Europa, trebuie să înțelegem, este o criză generalizată. Inflația asta este ca un diabet pentru un corp, deci atacă tot deci de câte ori vedeți că domnul are o creștere economică de 0,1%, gândiți-vă că inflația este de 10% sau 12% și de fapt e un minus dacă te gândești în valoare absolută. Zice un polițist rural, bună seara, referitor la poliția rurală, numai că nu avem wc apă curentă, întrețin, renovează din salariile lor sediile de poliție, primesc lemne, vrac pentru sobe pe care le sparg singuri. Asta am e văzut și eu la da? -am, am văzut și la frumoșanea asta, că primesc lemne și, și le sparg singuri și că au sobe și am vrut să-i ajut eu, că mi-era mi de ei și azi că n-au voie să accepte sponsorizări. Da, știu asta. De deci, cei săraci, să și că sunt generații foarte pregătite care se strică prin, din sărăcie din sărăcia și neglijența sistemului. Deci cu toți polițiștii cu care am intrat în contact sunt oameni inimoși care, dar nu au, nu avem n am într-o secție de poliție, le cădea tavanul în cable. Zice cineva că de la BMW-uri pentru că sunt foarte rapide și ajungi mai repede la bc să nu faci pe tine. Da, îți dai Adică mergi mai repede decât cu Dacia la Noi românii un... mai avem și calitatea asta de a face haz, da, de necaz. Da, Deci că vă uite cât de rasă, bă, că uite nu știu ce. Când crede cu domnul Șicol că vom intra în Schengen? Sâmbătă era coadă la Vama Cenad, Ungaria, deși erau deschise două porți de intrare și două porți de ieșire. Păi tot timpul șoferii ăștia de tir, de ăștia mi cel mai mire cu Schengen. Nu mi se rupe că mă duc eu și mă ține pe, mă bagă pe alte porți, dar șoferii ăștia de tir trăiesc un coșmar să stai 2, 3, 4 zile în vabă pentru că nu ești în Schengen. Dar nu lasă, nu știu pe unde l-ai din Ungaria. Uite, te la Giurgiu, că dacă ar fi Schengen, nu vama Giurgiu și toate. Nu mai Vămile după Dunăre ar s-ar desfința. La Giurgiu sunt, stai la vama și câte 24 de ore, 48 de ore de sunt, sunt cozi de tiruri de 10 km aici la Giurgiu e ceva incredibil tot domnul doctor Andrei Ionescu din UK zice eu personal mă tot gândesc la Crina Antonescu eu nu-l cunosc, ceva nu-l cunoaște personal chiar nu mai poate fi readus în prim plan ar face ceva Crina Antonescu acum dacă ar deci intra în politică iertați-mi uh... Impietatea sau dacă le aduce pe Iisus Hristos în clipa asta, n-ar avea ce să facă în spațiul românesc Și niciuna dintre țările astea. Pentru că nu există o armonie universală, generală, mondială. Este un război îngrozitor. De fiecare țară, dacă ar exista o țară bogată, toate celelalte ai, blocuri mici. De mil... exemplu, prea extrem, pentru că eu credincioși și domnul da, poate încerc, să facă zis, da. Le-am da. cerut scuze de la început, ca da. să înțeleagă toată lumea. Adică, maximul de Iisus Hristos este un, un maxim de bunătate, de. Da. de... De cinste și de lumină pe care o poate da. Pentru că nu poți să lupți bine, însuși sus a pățit-o în lumea lui până la urmă, că a fost răstignind, s-a luptat cu fariseii, cu toți ăștia și până la urmă a fost înfrânt. Gabriel Miu, salut, sugerez, sugerez să lași pe jicol să vorbească. Domnul Gabriel, vă sugerez să vă mutați pe alt canal. Că aici un dialog nu este un monolog. Și dacă nu vă place, Vă rog să părăsiți canalul. Nu, eu nu rog să părăsească canalul și nici că ar trebui să mă lase. E foarte bine că dialogăm și nici eu -am, uh, nu dețin monopolul adevărului sau al uh, Ați spus ceva de o menajeră în video trecut, v-a lăsat mesaj pe Instagram. Am rezolvat, mulțumesc frumos. Bravo, Sorin, bine că ai găsit. Mi-am luat două menajere din Nepal. Și, uh, și bine în două luni jumate. Vezi că e obișnuită cu o atmosferă aia rarefiată. Păi eu o să rarefiez, am luat două rarefiatoare de aer la Frumușani în grădină și o să le rarefiez aerul. Le țin să facă curățenie numai la itaj, că acolo aerul mai rarefiat. Da, că domnul Sorin, eu nu pot să stau decât la mansardă. Deci am luat două menajere din, din Nepal pentru că n-am găsit nimeni pe România care să corespundă cu profilul pe care și, îl doream și eu. Și fără soților și fără familiile lor, da. nu? da. da. Referitor la subiectul ăsta cu Republica Moldova, te rog să înțelegi că asta e un proces de lungă durată. Oamenii ăia de acolo au fost asupriți de ruși timp de mai multe decenii, au fost rusificați. E adevărat. Aur sunt slab pregătiți. Terești nu a fost la aur, Călin Georgescu a fost propunerea de prim-ministru în campanie electorală din 2020. O să dureze ceva timp, însă cu siguranță că merită pentru câți români, oamenii ăia vorbesc românește, pământul istoric al României. Păi erau ruși aia ce spuneau că vorbesc moldovenește, în Moldova se vorbește nu. românește, că Hai dacă să nu ne înțelegem. Îl... E simplu. Dăm voie să fac o paranteză mică de, de 5 minute, de mai puțin. Deci să înțelegem cu limba română și cu denumirea asta de România. Prima oară acest spațiu a primit numele de România în Constituția de la 1866 al, rege a regelui Carol I. Deci până atunci s-a numit, mă rog, eu am mai zis și cuza în câteva acte oficiale, dar până atunci s-a numit Moldavia, Valahia sau Principatele Unite sau Principatele Dunărene. Nu a existat România. România este o uh, adăugire adusă de către Napoleon al iii care a fost uh, împăratul Franței între 1848 și 1870 și care a condus, care a avut pretenția de a realiza un coridor antiseptic în calea avansului rusesc spre Balcani. Și atunci el a făcut, a unit Moldavia și cu Valahia, care erau două state cumva antagonice, le s-au bătut de foarte multe ori. lucrul ăsta a fost posibil după războiul Crimei, care s-a terminat în 1856 și Napoleon al III-lea, care a condus ostilitățile împotriva Rusiei și i-a învins pe rușii în Crimea fiind aliat cu Anglia și cu Imperiul Otoman, a pus condiția că astea două teritorii, Valahia și Moldavia, Valahia cu capitala la București și, și Moldavia cu capitala la Iași, să devină un singur stat și să, să, se latinizeze. Deci până atunci exista scriere cu litere chirilice, nu exista denumirea de România. Înțelegeți, Eu îmi cer scuze pentru cei care cred în altceva și au, fost, au învățat altceva în, Uh, istoriografia uh, comunistoidă sau eu știu până unde, uh, unde au citit dar uh, România a fost adusă ca nume de la numele fostului stat din sudul Bulgariei care s-a numit timp de 800 de ani România, care era între Tesalonic, Istanbul și Burgas și care s-a numit România avea uh, capitala la actualul Edirne, pe atunci Adrianopole se numea și au luat numele ăsta de România, tocmai ca să-i împace, pentru că moldovenii care își ziceau moldoveni din Moldavia nu acceptau să nicio formă să se numească altfel. Valahii ziceau și ei, băi, noi suntem Valahi, nu vrem să ne numim. așa. băi, să venim cu o denumire, prima oară s-au numit Principatele Unite. Nu era nicio denumire, pe s-a numit Principatele Dunărene. Și pe urmă, când s-au mai domolit lucrurile, ce voi vă numiți români. A, scuza introdusese deja învățământul obligatoriu și toți copilașii de la clasa întâi învățau că noi suntem români, că avem limba română, și indiferent ce vorbeai, erai obligat să înveți prin, învăț prin învățământul obligatoriu, indiferent că erai sâr, bulgar, maghiar, că erai slav, eu știu, polonez sau din ce zonă erai, au învățat românește. Și așa a apărut limba română. Este o creație recentă și denumirea de România. Nimeni nu știe. Spuneți să spună ei aici, pe chat, de unde vine numele de România. Eu așa mi-am explicat, am găsit căutați old map uh, rumenian și o să vedeți că în spațiul balcanic, indiferent că te uiți pe hărți papale, uh, eu știu, englezești, franțuzești, arabe, o să vedeți România în sudul Bulgariei. Bă, ce caută România în sudul Bulgariei? Și în nord o să vedeți Valahia și Moldavia. E, când în momentul în care uh, Basarabia a fost ruptă, um, vorbim de 1812, când a fost ruptă de Moldavia, ea a rămas cu denumirea de atunci. În 1812 Moldavia era Moldavia, dar abia la 1812 59 după unire s-au numit Principatele Unite și v-am spus că prin Constituția lui Carol I din 1866 s-a numit România toată zona. Deci din motivul ăsta, moldovenii pentru că ei s-au rupt de când se numea Moldova, ei au rămas cum mă sunt moldoveni. moldoveni exact. Nu le-au mai spus nimeni. Ei au intrat în Imperiul Țarist au fost foarte puțin în sub regatul României din 1918, după primul război mondial, s-a terminat primul război mondial, până la pactul Ribă într-o Molotov din 1940 și, și, și porma mai fost un pic pe vremea lui Antonescu, când au fost în război, când s-au numit România, dar în rest ei s-au numit moldoveni de când să știu. Și Ștefan cel Mare zicea, moldovenii mei, nu zicea românii mei. corect, corect. Nu știa nici ce să ia români. Corect. Că așa era denumirea, era o denumire veche, asta nu înseamnă că am ceva cu românii, doamne frește, sunt român, limba română zic că o stăpânești cel mai bine. Mă cred, că mă întreabă cineva în străinitate ce ești, zic sunt român, e adevărat, mai câteodată mai zic că de unde ești, zic din Transilvania, că iubesc mai mult pe ăștia din Transilvania, că a fost prin Ceas. De obicei, ungurii zic că ei când îi întreabă de unde ești, din Transilvania, am fost acum în Tenerife, am făcut și pe live, se poate vedea pe live-ul meu din Tenerife când am fost cu corabia de vikingi și erau uh, un cuplu de tineri din, nu știu pe unde erau, din Harghita, din Covasna, And they asked me, where are you from? We are from Romania. We are from Transylvania. Deci că Transilvania e vreo țară, cumva. E un, creuzet cultural, economic, acolo sunt oameni așa. Păi, dar nu e țară, nu? Când te întreabă cineva din ce țară ești, Transilvania nu e țară. Nu spun că sunt de România, chiar dacă sunt unguri sau secui sau ce eu de România sunt. Nu-ți convine de România? te muți în partea alta, treci granița și gata. S-a spus că și denumirea asta statală a apărut târziu. Înainte o lumea să definea după unde e, de unde ești, bă, din Gorj, din Olt, din Păi, dar te întreabă un străin, că te întreb acum pe tine de unde ești, normal că tu spui că ești în Horezu, nu? Că nu te-am întrebat, că te văd pe tine că ești român și vorbim amândoi românește, dar când eu sunt străinătate și te întreabă cineva în engleză, Mr. Gicol, where are you from? Tu zici from Horezu? Da. Vrei să spun ceva? România, România are, și o, are și o conotație peorativă în Occident, că foarte mulți români s-au dedat la tot felul de drăgovenii gagicile noastre sunt cele mai bune. Vorbeam cu un englez. Odată spunea, domne, sunt atât de bucuros că s-a întâmplat. Toată viața să... mea am văzut prostituate, dacă ca românce nu Nu, 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 la românce. Ce, domne, până să cadă zidul Berlinului și blocul sovietic, n-aveam gagici în curve, ca să zic așa pe românește, în, în Anglia. Și de când s-a deschis asta, băi, frate, e o fericire că wow, s-a dat drumul. Ai, ferește, ai, văzut declarația a domnului Heiuș, care este șeful o anafului că sunt 400 de mii de... Am văzut, de da. Registrate video, fiscal, videochat video, și OnlyFans. Persoane care da. sunt cu videochat în România. Da, tu îți dai seama da. ce înseamnă asta? Deci 400 de persoane, femei de mii, sau bărbați, de mii. de mii, de 400 de mii de persoane din spațiul românesc, își deci arată ceva pe calculator. Da, păi e tot și curvă și săraie cu de asta ce să zici și asta. Da, da, adică și, nu e altceva, și, tot prostituție. Și onlyfans și videochat este o prostituție în cel mai ordinar mod. Adică nu, și, nu e nicio diferență. Și nu mai pun de pufurile alea din Germania și din Austria și din de oriunde da. te duci și în Anglia. Dacă... Hai să mai da. vorbim de curve că mă nervează subiectul. Da, cu vârsta nu ne mai, nu ne mai interesează. Nu ne data. mai plac subiectele astea, Sorine, nu? Da. Bună ziua la Timișoara, au depistat peste porcină. Trebuie să sacrificați 14.000 de porci. În general, în, ultimul, în ultimii ani, a văzut că tot timpul ne bagă peste porcină, gripa aviară, vin la, peste oameni în case și le iau porci, le-au găinile, le iau vacile ca să mâncăm chimicale din Occident. Ăsta este trendul. Și sunt ferme de-astea de porci industriale care le dau niște boabe de alea albe, niște pelezi de aia, și de la zero îi duc la 90 de kg în 3 luni. Vă dați seama că -ai cancer curat, că tot te mir că din 10 oameni 2 sau 3 bolnavi de cancer. Deci, din cauza asta, asta e situația. Ne omoară animalele crescute cu porumb. Ca să ne aducă cancer. E prea mulți de la să nivel global. Și cine, să... cine să ia care ne omoară, Sorin? Globaliștii. Noi să spun altceva, să spun ce, un adevăr există. Dintotdeauna exista spaima pentru creșterea numărului de oameni într-o cetate sau într-o zonă, pentru că nu există resurse atât de multe să îi alimenteze. Deci, dacă nu sunt resurse, își dau un cap, nu mai respectă legile, fură se canibalizează, ca să zic așa. Și a existat întotdeauna spaima asta pentru resurse. A existat un mare filozof englez, Thomas uh, uh, Malthus, îl chema, uh, a creat și un curent malthusianist, care zicea așa, băi, ca să nu se mulțească lumea, trebuie să, a, să creăm fie molime, fie războaie. Deși, atent ce, ce chestie uh, crudă și uh, Inacceptabilă până la urmă, din niciun punct de vedere. Deci, ca să ții lumea în fruc, ca să nu se mulțească prea mult, trebuie să creezi molime și războaie. E, se pare că forma asta de hrană uh, nu mai zic că sterilizează. Foarte multe persoane să plâng că nu mai pot face copii. Ai auzit de problema asta? Să duc în multe cabinete de. În seminare în da. vitro de. Foarte mulți, da, foarte mulți. Nu ocoli subiectul, întrebarea era despre Crina Antonescu, dar parcă ne-am bucat să vorbim de Crina Antonescu și ne-am mutat la altceva. Da, deci l-am cunoscut personal pe Crina Antonescu, este un tip brici, smart, cum vreți să-i spuneți de o inteligență, eu sunt, eu sunt a zece a parte din el ca minte. Probabil că a, fost, a făcut un târg, după părerea mea, pentru că el s-a retras, simtem și fără nicio explicație trăiește foarte bine la Bruxelles. Nevasta lui este Alina Vălean, care este Adina Vălean, care este uh, comisarul pe transporturi, probabil că s-a făcut un schimb de genul ăsta, bă, uite, te retragi, rămâne nevastă ta comisar și europarlamentar și ce mai e ea. Și așa e și din politică. A fost cel mai mare orator al uh, secolului 20 și 21 din spațiul românesc în Parlament. Uh, știi că a fost uh, confruntarea aia atunci între Băsescu, el și Joana, știi? Că au fost trei și el a ieșit în primul tur și a rămas dacă era așa de iubit, de ce nu l-ați votat la alegerile alea din uh, 2000? Poate l-au votat, dar n-a ieșit. Da, s întrebat și poate. cu asta. A da. ieșit din primul tău. Și apropo de împărțirea asta care o fac ei acum pe... Da. Există un desen mea cu Tom și Jerry și tu sigur având nepoții ăștia miște uiți. La eu un... E un desen animat foarte mișto în care trebuia să împartă ei o halcă, o, felie dintr-un jambon. Era, deci cine? Tom, Jerry și cu buldogul care e permanent, da. n-are denumire pe acolo. Care e vorbim... apărarea lui Jerry. Care e apărarea lui Jerry. Și aduc ei halca așa și scoate el osul, că avea și o bucată de os, osul, osul îl dă lui Jerry, taie lui Tom o bucățică și el ia toată halca, știi? Și Tom se enervează. Până atunci erau prieteni. Asta e foarte uh, paradoxal, că până la momentul respectiv de împărțire, erau și prieteni. Este și toată voi suntem prieteni și bă, dacă n-am ajuns, bă, dar asta puțin transporturile. Gândește-te că transporturile presupun să se inaugurez 200 de km de autostradă în anul electoral 2024. Îți dai seama ce grindeanu, cum vrea să taie, să visează și bode, să visează și ciucă, toată lumea vrea să... și ce cheotilu, la, și toată lumea Așa să revenim la desenul ăsta animat și sau tot atunci fiecare pe a luat Jerry Hall ca să arate cum ar vrea el să împartă tot așa și făcut să el o bucată mare, asta ar le dădea cât o bucățică mică și până s-au luat la bătaie și aici tumba la muncă infernal acolo. Știi desenul da, animat da, despre da, care da, zic? Da, da, clasic, de ieșit, nor de praf. A ieșit o, o bătălie cumplită. E, așa se întâmplă acum cu rotativa asta extraordinară că, prin care fiecare încearcă să-și ia să tragă turta pe spuza lui, cum zice românul, adică să, să, să își hrănească membrii de partid. Gândiți-vă că PNL-ul, dacă ar lua Ministerul Dezvoltării, ar putea mulțumi foarte mulți primari sau orice partid ar lua Ministerul ăsta. La fel, Ministerul Transportului, știți că Ministerul Transportului nu se reduce mai la câteva autostrăzi sunt sute, sunt mii de firme, mii de contracte de firme care pot fi firme de partid, care pot aduce, pot întoarce niște bani la partid sau la oamenii de partid. Deci o situație foarte... V-am zis, eu văd scandalul ăsta că a fost iscat artificial. Este repetiție generală în vederea plecării tuturor celor trei partide de la putere. Cel puțin... Ai așa o adevărată, un adevărat război pe, pe chat cu privire la România și originea cuvântului și să ceartă oamenii între ei, nu citesc toate comentariile, că sunt multe și, multe și asta, dar da. e o sensibilitate pe tema asta, știi? Da, vedeți că mi-am pus din nou clipul meu pe canalul meu de YouTube Uh, cum a fost mutată România 800 de kilometri la nord Intrați pe Ștefan Jicol videoclipuri Intrați la ceva pe YouTube și găsiți acolo Argumente Așa cu și privire găsiți la... Argumente cu hărți, cu tot ce trebuie Mă rog, e eu, eu, un punct de vedere Nu mă ucideți nu mă omorâți, e altceva decât ați învățat voi la școală. Asta nu înseamnă că ce spun eu e adevărat. Eu o tâmpenie, o tâmpenie personală și vreau se să mă Se că se introduce armata obligatorie. Am discutat, după ce terminăm live-ul, puteți să derulați și am discutat în prima parte a live-ului despre armata obligatorie și despre declarația domnului Ciucă. Da, care vă spun că nu e explicită, dar foarte pare explicit, o anumită... Am -o și, foarte și până explicit. la urmă, Sorin, suntem la graniță cu războiul. Deci până la urmă, dacă acum să facem mobilizări, când să se facă? Nu te întreb logic. Rușii n-au niciun interes să se intre peste noi. Noi tot băgăm bățul pângar, transportăm arme pe teritoriul nostru. trebuie să facem ca Orban. Bă, pe aici nu trece nimic, nu trece nicio armă. Noi suntem neutri. Mi se rupe de Ucraina, mi se rupe de Rusia, mi se rupe de toți. Eu vreau pace și pace Sorin, și pace. Eu vreau ai, pace, atât. Tu ai corpul de politicieni și de elite pe care le are Orban. Te cum arată Budapesta față de București, ce diferență e. Deci nu te spăra, sunt altă, ei își permit să o facă. Noi nu ne permitem să o facem. Pentru Noi... că avem conducători de cea mai joasă Pentru că așa au fost selectați. Speză. Așa au fost selectați și există o selecție negativă. Uite, când eram încă de când am intrat în politică, se spunea, bă, la a ajuns deputat. Da, bă, dar, la are dosar penal. Păi, da, de -aia, da, de ai ajuns deputat, care are dosar penal și poate fi agățat cu dosarul la penal. Domnule Șicol, suntem în, la un moment de inflexiune în istoria umanității? Da, suntem într-un moment. S-ar putea să existe un reset general, să cădem iar în evul mediu și să ajungem iar la fo focul lemne, la wc în spatele curții, pentru că dacă ne consumăm resursele și nu mai investim în cercetare și în evoluție, gândiți-vă în ce situație dramatică suntem noi. Bunicii noștri știau fiecare să facă ceva. Unul știa să facă un car pentru carul cu boi, altul știa să facă o sobă în casă, altul știa să facă, nu știu ce, o casă întreagă. Noi, fiecare dintre noi, nu mai știm să facem nimic. Că, avem TikTok. Pentru că avem, avem ce asta, asta e o prostie și în momentul când o să cadă netul, când o să taie rușii sau chinezii sau cine o să taie firul de la net, uh, uh, suntem morți. Transatlantic. Nu știți să face nimic. Nu mai neu, ne mâncăm atem, între noi. Ei tutorialul, să iați mă cum să fac cartofi prăjiți. Păi tai cartofi și nu știu ce și uh, așa. Bă, dar cum mai fac eu cartofi prăjiți? Mor de fame. Bineînțeles că nevoia te învață. Asta e o, un alt prover românesc, că nevoia te învață. De nevoia să facem și cartofi prăjiți și... Uh, au fost multe de astea... Uh întrebări că încăuș pe Google cum se fierbe apa. Da, da, sau cine știe ce banalități din astea care deci eu sunt surprins Sorină, tu gândește te că noi deja trăim niște transformări uluitoare. Noi am prins când eram mici, carul cu boi, am prins cum să cum să știu, făceau casele cu lut și acum au mai cu... este car cu boi în românia în... acum când vorbim noi chiar dacă nu mai este mici se duc în zonele țării unde da, mai... Da, dar erau peste tot atunci da, când da, ne-am născut. Da, noi da, erau... acum mai există și car cu boi și furcă și... Uh, de asta cum se numește? De Fuior, de la, da. Și am, și de... Făcute, am și poze făcute. De... Am și poze. Gândește-te numai câte denumiri. E. Uite, Darac. Cine mai știe ce e la Darac? A dus lâna la Darac. Nici eu nu știu, că nu e la noi din Ardeal, e de la voi, din Moldova. Și care, de, eu nici nu știu ce sunt, de fapt. Că tata e moldoven și mama e olteancă. Uh, domnul G am citit asta, mai era una mai sus. România vine de la conceptul de români care erau țărani liberi. Da, 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 care românii. Da. Deci o să râdeți, primul decret al lui, sau cel mai important decret al lui Mihai Viteazu a fost legarea românilor de glie. El însuși, Mihai Viteazu, neștiind românești, era băiatul copilul unei cârciumărițe din uh, târgu de floci unde se făcea transhumanța oilor pe lângă Hârșova pe undeva și a unui negustor grec. Și el a dat un decret de legarea românilor de glie. Ce înseamnă asta? Că uh, muncitorii agricoli, care erau șerbi, care erau un fel de sclave ai terenurilor, nu se mai puteau muta de la o moșie la alta. Interdicție care a fost ridicată de-abia mult mai târziu de Constantin Mavrocordat la 1735. Deci de la 1597 1597 până la 1735, vă să o, -o cotea la cât înseamnă, înseamnă 230-230 ceva de ani în care românii au fost legați de glie. Adică pentru că ei au venit din teoria mea acolo este că ei au fost împinși de Imperiul Otoman din fosta Românie și au migrat în sus în zona slavizată care era uh, actuala Valahie și Moldavie. Dar să vadă pe canalul meu de YouTube când nu aveți timp, vă uitați. Și o să mă înjurați, știu care e treaba. Mai am și un film cu Daci, dar ăla l-am pus pe privat, că dacă îl vedeți, uh, teoria mea și trebuie să știți foarte bine că despre Daci, nu există nicio scriere oficială istorică. Scrie doar Dio Cassius, undeva la... Deci gândiți-vă că Traian a cucerit Dacia 1105-106 era noastră și Dio Cassius a scris în anul 220, deci la 100 15 ani după cucerirea Daciei, a scris și el despre da și despre Decebal. El a scris niște fabulații, era, la vremea respectivă să vă dați seama că nu puteai să te informezi cum ne informăm noi, acum intrăm pe net să vedem ce s-a întâmplat cu Tudor Radimrescu la 1821 și el a scris niște chestiuni foarte vagi despre Dacia care au fost preluate, dar nici măcar scrierile alea originale ale lui Diocasius nu mai există, că le-a scris 12 cărți foarte complexe despre istoria toată a Imperiului Roman de la Enea, de la căderea Troiei și că unul Enea care a venit a navigat pe Mediterană și s-a așezat, a venit undeva la Marsilia și de acolo s-a creat, până s-a dus în Italia și a creat Imperiul Roman, Geneza Imperiului Roman până la uh, timpurile lui, la anul 220 și nici scrierile lui originale nu s-au păstrat, el le-a scris în latină la anul respectiv în 220, au fost găsite niște copii în limba greacă traduse de niște călugări în secolul 12. Deci vă dați seama care, mă rog, la vremea respectivă, fiind evul mediu au fost destul de uh, au fost interpretate destul de religios, pentru că călugărul are o conduită verbală, comportamentală, nu poți să scrie orice cum nici noi aici nu putem să spunem chiar orice la podcast-ul ăsta. Și uh, astea, astea sunt singurele scrieri despre daci și despre viața, ce s-a întâmplat. Singurele mărturii concrete este, uh, sunt columna lui Traian, care, pe care o găsiți la Roma, la uh, trofeul Traiani și la uh, Muzeul Traianii de lângă. Uh, de lângă coluna al Traian, și la Damclisi, care este o, -o, o în Dobrogea este o construcție, un monument făcut tot de Traian. De acolo o să vedeți în reprezentările respective frunze de palmieri. Deci Traiana a cucerit Dacia și a găsit palmier, ceea ce e imposibil. Dar de fapt el a adus niște sculptori din uh, Siria, din actuala, din bazinul Mării Mediterane, unde erau palmieri și ea doar asta știau să sculpteze. O să vedeți palmieri ăștia la Dan Clissin, Dobrogea, vă dați seama că nu au fost niciodată. Și de singurele scrieri despre Daci, uh, nu, uh, sunt, astea, sunt, astea, deci columna... A explicat, scuze-mă că te întrerup, a explicat Damiana Amfile în vlogurile care se vedeți despre Dobrogea, am făcut șase episoade, o să înceapă probabil de luni sau de marți, o să vedeți exact ce spune Ștefan acum despre palmierii care au fost găsiți pe monumentul ăla făcut de romani în... Și reconstituit de Ceaușescu. Deci... Da, e... în Dobrogea am găsit și uh, originale. Am fost în muzeul ăla de la Dam Clisea, acolo. Ai fost și tu, cred că, da, nu? da, Foarte da, mișto. Da, m-am documentat, deci nu vorbesc prostii. Te acuză cineva că la Horezu ați vândut oale făcute în China și că a zis că le-ați cu voi la Horezu acolo. E adevărat? Nu am vândut niciodată oale, dar știu că există... Bineînțeles că dacă găsești, dacă o oală locală... Eu vorbesc de ce se întâmplă. Are dreptate. Este un scandal mediatic. Bineînțeles că dacă găsești o oală de 10 ori mai ieftină în China, o iei pe aia din China și de horezu, că e de horezul, că nu ești împis să te apuci tu să o faci. Face cocoșul de hurez, nu? Da. Chinez, tu. doar care are ochii mici. Asta e singura diferență pe desen. Da. Deci e adevărat ce spune lui. Cum puteți comenta bombardarea unui depozit cu uran din Ucraina? Aveți careva cunoștință? Am, am vorbit mai devreme de o buzilă, probabil că ați intrat mai, devreme, mai târziu. Derulați când terminăm da, și deci, o să vedeți acolo. Deci nu este un depozit cu uraniu, este un depozit cu muniție cu uraniu sărăcit, care are, se pare că are o precizie mai mare. El nu are uraniu se spune acum, nu știu, tehnic cum funcționează, că nu are niciun fel de radioactivitate, dar probabil că din reacția aia care s-a întâmplat dacă și Polonia și Germania spui tu Sorin că au confirmat că există da. am văzut la știri acum eu știu că erau nu mai nici după știri știi Așa? Deci eu am văzut exploziile, le-am văzut pe un mm -hmm. Instagram sau undeva au, au circulat și Ci erau fabuloase, erau ceva ca de dimensiunea unei bombe atomice, undeva la Nicolaev cred că au fost. Dar Ac zice că e mașină de tors lână. Da, de, nu de tors, de... Uh, de mărunți de uh, compactat lână, cred că e. Domnul și colaritate moldovean și mama olteancă, dar lui se recomandă from Transilvania, demn lui Dracula. Nu, încerc o unitate a tuturor provinciilor românești, pentru că nu avem pe nimeni. Nu, dar chiar am un străbunic de-al meu, a trecut munții din imperiul Austro-Ungar, că ăștia aveau taxe așa. foarte mari și erau foarte duri și îi luau în armată. era, așa? austriac sau ce era? Și el, toată lumea a zis că e ungur. Dar deci e ce ai un străbunic ungur, o străbunică japoneză, ești da, eu... un fel de globalist, Evan. Și, dar vrei să spun, Sorin, fiecare... Ca și Zara, ca și mcdonalds ca și... Fiecare dintre noi, să fim fi atent ce parados, fiecare dintre noi avem doi părinți, patru bunici, opt străbunici, 16 stră străbunici, 32 de stră străbunici. Și dacă ajungi așa, dacă mărești piramida asta... Suntem de pe tot globul. Ajungi, nu ajungi că... Eu am făcut o socoteală considerând că o generație are aproximativ 30 de ani, deci o diferență între generații de 25-30 de ani, am ajuns la anul 1900, am, am, 3 milioane de strămoși adunați toți ăștia, toate rândurile astea de, de, la părinții mei, bunici, străbunici, stră, străbunici. Deci sunt 3 milioane de strămoși. Poți să știi de unde sunt 3 milioane de strămoși? Noi nu ne cunoaștem decât Normal. părinții și cel mult bunicii, dar în spate nu mai știm de unde au venit ăștia. Normal. Plus că la, la vremea respectivă nu se punea problema naționalistă. Ți-am zis, naționalismul ăsta este o chestiune recentă, inventată recent de 200 de ani. Ca să mobilizeze gratuit proștii să se ducă la război pentru o anumită... E greșită atitudinea, zice unul, că nici husărorii n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase, dacă de casa vecinului sau a atacat, nu sari să dai un ajutor? Ba da, bineînțeles că da. Adică ai luat mâine pușca să te duci în Ucraina să te bați cu rușii? Asta vrei să zici? Asta vrea omul să zică, că de ce nu mergem noi să luăm puși ca să ne ducem în Ucraina? Păi, în primul nu știu dacă m-ar primi pe mine, că la vârsta mea toți militari militarii sport, și toți securiștii s-au pensionat și eu am 54 de ani, îmi plinesc acum în Mulț iunie. Mulți înainte. În iunie, nu în iulie. Iunie, da. da în iunie, da. Iulie. Deci nu cred că ne-ar primi nici pe mine și pe Sorin. poate să curățăm cartofi la bucătărie sau ceva de genul era normal să treacă convoiul militar prin centrul Iașiului, păi pot să treacă. Deci haideți să vă spun o scurtă poveste. Am făcut armata la Megidia, în, la unitatea de artilerie 1392. E și acum unitatea, asta e pe undeal. E, pe la, pe, prin Dobrogea, an de an, treceau unități militare sovietice care făceau aplicații în în Bulgaria, la granița cu Turcia și cu Grecia. La vremea respectivă, Grecia și Turcia erau un NATO și Bulgaria era în tratatul de la Varsovia și aia se considera o zonă de conflict iminent între NATO și tratatul de la Varșovia. Tratatul de la Varșovia era tratatul care contracara NATO și care era condus de Uniunea Sovietică. Și pe la poarta unității mele, an de an treceau, eu n-am stat an de an, dar mi-au povestit ofițeri, eu am prins o singură dată convoiul la infernal undeva până aproape de sfârșitul lunii noiembrie, deci de, trei zile și trei nopți un convoi imens de vehicule militare și camioane și, unde, și de unde, de unde, unde. se duceau din Rusia, din Uniunea Sovietică, se duceau în Bulgaria să facă aplicații militare la granița cu Turcia și cu, cu Grecia și, uh, pe urmă, stăteau acolo două, trei săptămâni și până se întorceau înapoi. Deci, vreau să Practic spun... Practic era așa o... Un convoi enorm. Trei zile și trei nopți s-au oprit toată circulația în Dobrogea. Pentru că Desfășurare de forțe ca să arate inamicilor cât nu, de puternici. Nu, nu, ei chiar făceau pe bune. Deci aplicațiile astea militare erau pe bune. Cum și acum să fac... Uh, de genul ăsta. Deci nu vă mai mirați, e război, veți vedea coloane militare, trenuri cu tancuri, e normal. Și atunci de în nu război. E război la noi. Nu, dar noi suntem aliați cu Ucraina, trebuie să înțelegem Suntem aliați cu Ucraina? Cum au de la primatul, eu habar aveam că suntem aliați cu Ucraina. Sorin, dacă ei, dacă noi am revendicat pe ăștia ca fiind ai noștri, sunt aliații noștri. Adică noi, Occidentul. Cu o breaking news, că România e aliată cu Ucraina. Nu da, înțeam. suntem aliați cu Ucraina, găzduim uh, refugiați de la ei, le dăm armament, uh, avem colaborare, cu fiecare țară trebuie să-și aducă aportul și vreau să te întreb dacă era atacată Polonia, nu făcea același lucru, că suntem aliați. Avem o alt... Bine, acolo e formală pentru că suntem în NATO, știi? Da. Și articolul 6, un toți pentru unul, pentru toți, trebuie să sărim. E și Ucraina. Hai să vedem dacă intră ruși la noi să văd care din NATO sare. Hai să vedem, hai să vedem. La anul să avem cinci rânduri de alegeri. Vă spun sincer că nu am nicio opțiune de vot. 4, 4 ajuns... sunt. 4, a, 5, are dreptate 5. că prezidențialezarea are două tururi. PNL a ajuns spre locul PSD-ului, USR-ul nu se mai regăsesc între ei. dumneavoastră, ce părere aveți? Mie nu-mi place niciun partid, v a spus, care acum la putere, nu l-aș vota pe niciunul. Nici unul, nici unu. deci niciunul nu-mi inspire încredere. Deci nu mai căutați, căutați idealuri și nu mai căutați lucruri perfecte. Nu există lucru, lucru perfect și organizație perfectă. Există organizație perfectibilă. Deci acceptați lucrurile așa cum sunt, și mergeți cu ele mai departe. Încercați voi înși vă să intrați acolo, să modificați, să, să, aduceți, să vă aduceți aportul în interiorul unui partid politic, în interiorul unui, unui unei uh, scări de bloc sau într-un cartier sau unde vă duceți. Nu mai așteptați că găsiți undeva Eldorado sau eu știu ce formă uh, Domnule Constanescu, vă urmăresc de, la început de clasă că pe acela inter și recunosc că sunt unguri. Felicitări! Eu am prieteni o grămadă de unguri și respect ungurii, dar ați devenit foarte radical împotriva națiunii noastre. Aș dori să știu de ce. Am devenit foarte radical împotriva națiunii noastre, Ștefan? Nu, e părerea împotriva lui. Împotriva corupției, împotriva sărăciei în care ne-au adus politicienii ăștia după Revoluție încoace, dar nu împotriva națiunii. Eu sunt patriot, îmi iubesc țara, de aia sunt aici și n-am plecat în Occident. Puteam să plec de acum 20 de ani, dacă vreau. Întrebă ceva, Ștefan cel Mare era rus nu era nu mai rost pentru că ruși de sub ceva ce cel și cu cafeaua. Nu. Stai să spun, <laughs> nu existau rușii la vremea respectivă, deci vorbim mai ureli. Da. <laughs> Știți cumva în ce an s-a aflat România despre, în ce an s-a aflat în Român? Știți cumva în ce an s-a aflat în România despre pactul secret Ribbentrop Molotov? Deci se, se știau, existau zvonuri cu privire la pactul ăsta. Dar desecretizarea lui s-a făcut de abia după căderea Uniunii Sovietice, în mod oficial și s-a făcut public. Bună seara! Există probabilitatea ca România, statul român, să investească anumite sume de bani într-un fond de investiții pentru a micșora impactul. Nu cred că România are căi no, legale să noi, investească într-un fond de investiții. Ca noi stat, suntem ca țară. de mama noastră, dar abia ne ducem zile Avem după. 700 de miliarde de ron datorii, 700 de miliarde. Deci, ceea vine în euro împărțit la 540 de miliarde de euro datorii este peste 50% din pib unei țări. Ar trebui să facă alarmele. E, e, da, dacă te gândești e, că. Uh, Italia are 3 trilioane. Păi ce PIB are Italia? Are, nu mai contează. dacă contează, deci cum să are, Deci tre un trilion înseamnă o mie de miliarde. Deci o mie de miliarde și păi noi... nu poți compara Italia ca și... Ci nu, și aia cu sunt România. euro. Stai puțin la, la italien nu vorbind cred, de euro. Deci au de 3 trilioane. Deci cred că atât au. Deci au 3 trilioane și dar toate țările vestice. Deci datoriile astea sunt datorii suverane cu care statele trăiesc, merg mai departe. Nu știu când or să se termine și cum or să se închidă. Au mai fost situații în, de reset general când s-au pierdut. Nu se știe la cine sunt datoriile. Pe Arcului Constantin de lângă Coloseum în Roma sunt sculpturi de daci imense. Știi, -a, a fost acolo a studiat fenomenul impunătoare. Ce știți despre asta cu stimă? Da, de deci sunt și la muzeul din Vatican și la sunt portul na național sau tradițional de geți. dacă e cumva discutabil să știe în ce zonă s-ar putea să fi, daci să fi trăit doar în zona Sarmisegetus. Aici erau geții. Deci hmm. așa spune și Herodot și toți istoricii... De ce neamul nostru e ne de introvertit? Nu am atacat pe nimeni niciodată, doar ne-am apărat de introvertit, scuze. Nu știu cum, ce înseamnă introvertit, adică la un cazul unui popor, ce poți să zici nu știu, de barna. introvertit? E discutabil. O Fiecare... întrebare generală, s-ar putea face o schemă de finanțare a educației cu un procent fix din PIB și apoi cu un procent din impozitele pe venit? Știți dacă există așa sistem? Eu da, să spun, știți că există în legea educației sau nu știu unde au pus mai de mult, a fost o mare dispută, să se aloce 6% din PIB educației. Acum l-am auzit pe Hader sau nu știu pe cine sindicalist că sunt doar 2,4% din PIB alocații educației. Și probabil că pe există o inflație, e sumele respective nu s-au mai adaptat, au rămas tot în, același, în aceleași sumă, în valoare absolută, dar s-au diluat, raportat la PIB. Și PIB-ul la vremea respectivă, când s-a stabilit, și pe vremea lui Băsescu era o discuție cu 6% din PIB, știi că să se investească în da. educație, au mai fost niște scandaluri pe marginea educației. Și acum ha pe Hader l-am auzit ăsta care e lider sindicat. Așa că a zis că 2,4% din PIB sunt alocate învățământului, care oricum însă au mai mult decât atunci 6%, că acum PIB-ul României e undeva la 270 de miliarde, adică mult mai, 270 de miliarde de, de, de euro. Da, ce cum vede domnul Jicol perioada economică 23-24, adică 2023-2024? Vom hmm. continua să ne împrumutăm masiv până după alegeri, dar investițiile PNRR vom reuși să investim? Deci vedeți în cursul euro. Deci când vedeți că euro e stabil, înseamnă că ne vin bani în țară. Când vedeți că euro urcă în raport cu leu, înseamnă că nu ne mai vin bani în țară. Ăsta e un indicator foarte clar că suntem în gaură în momentul ăsta. De 8 zile euro se, se apreciază în raport cu leu. Bine, sunt mai multe cauze, întotdeauna este o ecuație foarte complexă, nu e un singur motiv pentru care se întâmplă ceva. Există și inflația, care e mult mai mare decât în Uniunea Europeană și bineînțeles că noi fiind pe lei și ei fiind pe euro, trebuie să apară o diferență, dar nu ne mai intră banii în țară. Totdeauna trebuie să înțelegeți, când e ceva mult, e mai ieftin. Când vin mulți euro de afară pe PNRR, pe fonduri europene, pe fondul de modernizare, pe, nu știu mai pe ce fond, că Uniunea Europeană are tot felul de linii de credite și fonduri pe care ni le dau, unele gratuite, unele trebuie să le rambursăm. Deci dacă ne vin mulți bani, mulți euro, ăștia trebuie schimbați în lei ca să plătim salariile, să, pentru că toată, toată, gestionarea banilor în România se face în lei și atunci schimbe euro în lei. Deci lei și să, să, mai căutați lei. Și atunci leu e foarte puternic. Când nu mai vine euro de afară, Euro devine o marfă rară și atunci crește valoarea. Deci, indiferent. deci, orice marfă multă e ieftină, orice marfă puțină e mai scumpă. Așa se întâmplă și cu euro. Acum a crescut pentru că tranșa a doua din PNRR n-a mai intrat în România. Știți foarte bine că au fost niște chestiuni, niște dificultăți de accesare și cu niște jaloane care nu s-au îndeplinit. Ăsta, ăsta cu salarii, cu pensiile, cu pensiile speciale sunt în jalonul, sunt în tranșa a treia, de fapt, nu acum. O să, apar, o să fie blocată și tranșa a treia. Noi și Ungaria din toată Europa avem PNR-ul blocat. Puteți spune, vă rog, mâine seară podcastul cu Damian. Am, făcut, am pus deja podcastul, o să apară poi mâine cu Damian. Este despre istoria lui Damian de la origini, de la naștere și până a ajuns la Belu. De la afacere. <laughs> de la facere și până la Belu. Și am discutat trei ori, am băut un par de vin, o să fie extrem de interesant și uh, Damian mi-a făcut niște dezvăluiri pe care nici mie nu mi le-a spus niciodată și uh, vă rog să... Intimă înseamnă care da, sunt da, 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 da. Duminică de la ora 19, urmăriți la mine pe canal, este pus deja premieră, uh, Discuția cu Damian la un bar de vin o să vă placă mult, mult de tot și o să uh, descoperiți pe Damian, pentru că foarte mulți v-ați întrebat cine este Damian, ce facultăți a terminat, ce... de unde este și mai departe. Uh, Damian uh, s-a dezbrăcat în direct, cum se zice, aici la mine, la, la podcast. Eu îl admir foarte mult pentru memoria și și lui. Eu îl admir și foarte mult, da. Munca lui de, extraordinar. Nu, și ca, și caracterul e da, un deosebit. Da, o să vă placă foarte, foarte mult podcastul ăsta de duminică de la ora 19. Mâine o să fie podcastul despre imobiliare și de luni o să începem seria de podcasturi de, de vloguri din, din Dobrogea. Și cazinul domnul țineți domnul Costescu, am obosit domnul Graur să mai spun că de 10 ani nu mai dețin niciun cazinot, dar eu vorbesc, eu aud. Scrie și pe internet, băgați pe Google, cum zicea la Vanghele sau cum îl cheamă. Vanghel, uh, Marian Vanghel Ca să facem importuri, cumpărăm valută străină, normal că leu se devalorizează și începe creșterea preților. Cât importăm din China, Polonia, Ucraina? Nu știu cât importăm din China, Polonia, Ucraina. Vreau să vă spun că anul trecut uh, am importat mai mult decât am exportat, cu vreo 30 ceva de miliarde. Adică am fost pe gaură, am cheltuit cu vreo 30 de miliarde mai mult decât am produs. Sunteți de acord cu majorarea salariilor de Un director de școală are 4.000 de lei. Trist. Eu sunt foarte de acord, dar de unde luăm banii? Deci, să a auzit? tu Asta e director de școală, sau o să știe de un director de școală care are 4000 de păi lei. Eu nu mă pricep, eu nu știu cât are deci, un. ce spun eu, deci cu astea sunt niște sporuri de conducere, deci un profesor are 3200, 3300, eu vorbesc de net, cât e și omul, că nu contează brutul, brutul normal. Deci așa și dacă l-ai director, într adevăr are 4000 de lei pe lună, ceea ce e foarte puțin pentru un director, totuși. Ce părere aveți despre orașe de 15 minute? Putem intra într-o obscuritate, la fel ca în filmul Utopia. Eu nu prea știu multe, tot am auzit de. parcă mai discutat de o dată de 15 minute, de, aste, de orașe de da, 15 minute. Da, n-am auzit. știut. E o prostie, oricum. Nu, nu e o prostie Cum se explică o faptul o că, deși am avut doar conducători slabi în ultimii mulți ani, totuși nivelul de trai a crescut constant? Domnul Gabriel Coșuleanu... Mergeți un pic în satele, pe România, să vedeți cât de tare a crescut nivelul de trai și cam cum o duc țăranii și oamenii simpli și oamenii care muncesc 10-12 ore pe zi pentru o bucată de pâine și veniți după aia la mine și îmi spuneți cum a crescut nivelul de trai în România. Nu, adevărul este, este o diferență, Sorin. Deci uite, uite te la poze din lui Ceaușescu și uite-te la pozele de... Știți că suntem altfel păi, în românii. Ce mănâncă oamenii, ce pun în coș copiii ăștia care se culcă flămânzi, despre asta vorbesc, da, nu nivel de trai. Zai puțin că și până la Ceaușescu să culcau, eu însu mă culcam flămând de foarte mult ori până la Ceaușescu. Pentru că băgai banii la păcănele din cauza asta. Nu știu, erau păcănele atunci, dar mă rog, dacă îți place ție așa să crezi. Tu știi că eu -am, tu ai avut o pasiune la un moment dat să joci, mai ai băgat... De altfel nu pot să înțelegi psihologia jucătorului dacă nu joci. Eu, eu mi-am dat seama că acolo e un diavol, ca și în cafea, știi? Am bă, cu diavolul ăsta nu avem de-a face, știi? Apropo, câți puteți să vă lăsați de cafea după... După ce v-a spus domnul Jicol că vă omoară. Că e un diavol. Noi cei din diaspora, pe cine să alegem? Să avem și noi interesele repre... reprezentate de ce măcar? Suntem mulți plecați, foarte mulți. Avem nevoie de reprezentanți puternici la București. Păi, domnul Ionescu, vreau să cunoașteți mai bine uh, liderii din diaspora. Adică mă gândesc că sunt comunități mari și în Anglia și... Eu, 40% din abonații canalului meu sunt din străinătate, doar 60% din România. Deci am uh, Spania, Italia, Marea Britanie. Sunt aproape 40% din ei uh, abonații mei. Și atunci, dumneavoastră am văzut că aveți foarte multe comunități pe Facebook și pe alte grupuri uh, pe rețele sociale și ar trebui să vă formați niște lideri care ar trebui să candideze și să vă reprezinte interesele. Pentru că cel mai bine... Uh, 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 ce, cel mai bine știe un român care a trăit în diaspora. De ce, ce nevoie au românii din diaspora? Nu pot să știu eu sau Ștefan Jicul că n-am fost în diaspora niciodată. Și încă ce fac Transilvania? Transilvania are o celebritate. Dacă spui celebritate, dacă spui Transilvania, ei știu cam de unde, pe unde ești. Dacă spui România, mi s-a întâmplat foarte mult în Anglia să creadă că sunt din, spa din spațiu ex-sovietic, sunt cumva dintr-o țară care a fost în Uniunea Sovietică, ceea ce, mă rog, nu-i foarte greșit, că noi am fost în lagărul sovietic, dar am fost chiar în Uniunea Sovietică. Dar Transilvania o știu localizată. Există mitul ăsta cu Dracula, cu uh, vizitele regelui Charles, Carol, acum Carol al III-lea, nu mai prințul Charles. Scuze. Nu Celor... vorbesc de... Nu e subiectul... Suntem în afara subiectului Rosimple, scriem pe Instagram, dacă vrei, despre tânăr antreprenori și mentor și asta... Uh, și eu o să-ți răspund. Aici discutăm de alte subiecte. Deci chestiuni politice, chestiuni dacă aveți politice să întrebați. Sau evenimente care s-au întâmplat în ultima săptămână, e... Uh, succesiunea formarea partidelor la uh, lid se... diversi lideri, vă pot spune răspund despre... Domnilor, pot eu să-mi dau cu părerea despre acel individ Hartman. Mi se pare un propagandist ordinar de cea mai joasă speță. Nu știu cine e Hartman. Cine-i Hartman? Mulți Hartman, dar să ne zică cine e ăla. Da, nu știu probabil că mai sus ceva. Un salariu de încadrare de profesor este 2300-2400 de lei și femeia de serviciu de la minister are 4000 de lei, vorbind de net, nu de brut. Nu mă ce v a spus, vă cred pe cuvânt. Da, e foarte posibil că nu e oamenii aia degeaba în stradă. Trei subiecte, vă rugăm să le aduceți în discuție. Cafeaua, Ștefan cel Mare, limba slavă și Mihai Viteazul grec. Dar ce era Mihai Viteazul în opinia lui? Nu știu. Păi nu să zic acolo ce era, era. viteaz, în primul rând, nu? Dacă decretul lui se numește legalea, legalea, românilor de glie, românilor de glie, corect. Ce era Mihai Viteazul ăsta? Era român? Ce părere aveți ratele la bănci când credeți că iriceceu sau robor au să scadă? când o să dude economia, cum zice domnul Ciolacu și domnul Ciucă, că economia dude, că avem creștere economică, dar dobânzile la bancă nu mai poți să te apropii să-ți mai ai un credit de dude ce economia. Dar nu mai poți să-ți nicăieri în Europa, deci nici în Germania, nici în Anglia, nici în Franța. Deci e o chestiune, trebuie să înțelegem că după pandemia asta, Statele occidentale, mai ales, au și foarte slăbite. Au și foarte slăbite pentru că au trebuit să subvenționeze toate pierderile din pandemie. Milioane de oameni au stat acasă fără să facă nimic primind salariile. Întregi, firme, întregi, firme, li s-a calculat profitul pe ultimii ani și li s-au dat, dat bani în continuare. Vorbesc de Germania, de Italia, de Anglia. Deci statele au suferit enorm financiar și au trebuit să ajute ieșirea din pandemie. Și, pe urmă ce au făcut ca să poată depăși momentul ăsta? Au tipărit bagnote, bani, au, au scos bani. Și de aici e inflația. Inflația asta pe care o trăim acum se datorează imposibilității statelor de a acoperi cu masa monetară cât erau, nevo cât erau nevoite să plătească și că au tipărit bani în plus. Mă rog, asta e teoria mea, înseamnă că e și adevărată, ca de obicei. Dar Mihai Viteazul a avut capitani în luptă bărbați de 70 de ani, fără ei nu câștigau nicio luptă. De erau mercenari, marea majoritate. Și când a fost ucis la turda, era înconjurat de mercenari. Nu era niciun, nici măcar un grec de al lui, nu mai zic de români. Deci e grec, era grec ceva în cel mare. E, Mihai Viteazul, nu? Dar nu-i rău asta, foarte mulți dintre noi suntem greci fără să știm. Uite, toată familia asta de cuvinte cu chirițoiu, chirița, chir înseamnă în limba greacă domnule și chirnogi. E o familie... Chirnogi e un sat. Da, vezi, e sat de greci, chirnogi. Aici, în, lângă București. Deci sunt foarte... Noi cunoaștem foarte puțin. Noi se pare că dacă îl cheamă Constantin? Păi da, împăratul Constantin a fost român, mă, că el chema Constantin. Și maică-sa Elena, păi era român, că era Elena, știi? Adică sunt chestiuni de-astea care n-ai cum să le combați, că omul convins că Constantin și Elena au fost români, știi? Sau Adrian, sau Traian era, a fost român, că îl chema Traian și am și eu doi prieteni pe care îi cheamă Traian. Deci sunt... Uh, să Și pro... a fost atunci, că a fost un dată un scandal cu imnul, că n-au vrut să pronunțe Traian, că a fost cu un sânge de... Da. Și nu mai țin minte, a fost o fază da, de asta. nu știu, mi se pare tot cu maghiarii, cu udmr a fost ceva. Cu 1 decembrie sau ceva, nu mai știu nici a fost între alea. Vezi câte informații ne trec pe, lângă noi și pe... Cine să țină toate minte, vorba lui Eminescu. Gândește-te, să că în satul românesc unde trăiau 95% dintre români în secolul XIX, nu aveai decât 70 de nume, 100 de nume de conlocuitori, de locuitori ai satului respectiv și mai cunoșteai vreo 30 de nume de animale. deci aveam un bagaj de, în afară de limba pe care o vorbeai, mai, aveai mai cunoșteai încă vreo 200 de nume în total. Și acum avem informații din Chile, din Peru, din Madagascar, din Coreea Corea de Nord. Din, deci pentru noi e mult prea mult. De asta și cred că la bătrânețe foarte mult fac Alzheimer și ajung în stare de asta de degradare mentală, pentru că noi forțăm creierul permanent să reține din ce în ce mai mult, dar noi nu suntem antrenați să o facem, pentru că strămoșii noștri nu aveau ce să memoreze. Da, zice cineva că Marcel Pavel a evitat să pronunțe numele Traian pe arena națională în timp ce intona imnul. Da. Probabil da. Că era cu scandalul cu Băsescu atunci, cred, nu știu. Da, ca să nu fie, da, era cu Traian Băsescu, nu cu... Da, uite, vezi cineva știe. În general nu se spune adevărul despre sursele alternative de energie. Una dintre cele mai poluante surse de energie electrică este cea eoliană. Pentru funcționare se utilizează tone de ulei. Da? Nu am fost atent că am scuză-mă. În general nu se vorbește, nu se spune adevărul despre sursele alternative de energie. Una dintre cele mai poluante surse de energie electrică este cea eoliană. Pentru funcționare se utilizează tone de ulei. Da, e posibil. Asta sunt să niște, ungă sunt alea, niște, sunt să niște reductoare acolo. Deci sunt niște reductoare, gândește-te că la viteza la care se învârte elice n-ai putea produce curent electric. Și atunci este un reductor ce înseamnă care modifică viteza de rotație cu un sistem, un fel de cutie de viteze cu roți dințate, care bineînțeles că funcționează cu lei, nu știu, o lasă pierde, nu se recuperează de ce consumator de lei curge ăla în sol, ce se întâmplă cu uleiul ăla de la elicele olien? De ce zice că e consumul foarte mare de ulei? Probabil, nu știu. Nu, nu, și plus ce că tipit. acum se scoate ulei din rapiță. Deci există ulei uh, sta, standardizat în Uniunea Europeană din rapiță. De asta avem câmpurile astea imense de rapiță de jur împrejur. Eu sunt foarte alergic la rapiță și sufăr enorm în perioada asta și le văd, adică... Sunt foarte atent unde e un câmp de rapiță, că sigur nu mai pot să dorm noaptea dacă am trecut pe lângă. La de. câte propoare migratoare au trecut pe aici și câte ocupații am avut, mi se pare o prostie să mai cred că este în 100% români. Da, exact ce spuneam, plus trămoșii noștri de care sunt uh, milioane. Iar în anul 0 am făcut o socotar și pentru anul 0, în, în anul nașterii lui Iisus Hristos, am 3 miliarde de strămoși adunați, 3 miliarde în total, adică începând de la părinții mei, bunicii mei, nu la. un bogat să ne plimbăm și noi cu Ferrari, să ne ducem pe la Miami, <gânt> pe nu știu unde. Uh, cred că nu exista Ferrari atunci la urmă. <gânt> și mai mult, toți strămoșii mei s-au reprodus. Dacă unul singur din piramida aia n-ar fi avut capacitate tu reproductivă, acum, nu eu exista nu existam. Da. Că sunt niște chestii de logică și de probabilitate foarte ușor de demonstrat. Dar produce curent electric sau e, îl colectează din lucru mecanic? Uh, produce curent electric ca un generator. Deci, din ce știu, rotația ușoară a elicei e transmisă unui reductor care transformă uh, la viteză și mai mare și mai mare și transmite unui generator electric care funcționează ca un motor electric, numai că în sens invers. În ăsta bagi lucru mecanic și scot curent. La motor bagi curent și scot lucru mecanic. Și până cu curentul ăla e captat și. Uh, trimis la niște stații de transformare. Hai să mai luăm două, trei întrebări, să încheiem aici, că ți-am că la 8 am uh, o întâlnire la Meriot. Scuze. Și nu vreau să întârzi când de euro în România ca monedă, ne ajută oare euro? Adică am văzut foarte multe state care au adoptat moneda euro și dacă a crescut prețurile uriaș de mult, de a doua zi. Dar noi suntem deja pe euro, noi tot, totul calculăm în euro. Păi cursul. stai puțin, dar tu nu poți să cumperi în euro. Omul întreabă când se schimbă leu cu euro, ronul cu euro sau leu, nu De deci eu zic că majoritatea dintre noi am schimbat toate rezervele în euro. Adică dacă ai o rezervă, o schimbi în euro, nu țin lei. Adică... Da, o să fie o diferență Jumătate din banii care au fost primiți Asta știe să știe că el, el a fost pe la guvern Jumătate din banii care au fost primiți În pandemie au fost returnați statului Acum am înțeles că se returnează integral Știi ceva? Adică a fost ca un ajutor Pe un termen scurt sau ceva? Nu știu nu ceva principi. Dar nu, pe, nu în toate domeniile Există niște Zone de interese Sau de economice Unde banii se returnează Adică puteai să iei credite pe perioada pandemiei da, are dreptate ce spune. Grecia zice că a falimentat după ce a adoptat euro ca monedă. Pentru că uh, Grecia e, din toate țările care am vizitat, 100, 102 țări, n-am văzut așa evaziune fiscală mai mare decât în Grecia. Deci e, pentru mine e top, top, top. Deci acum am fost de curând în Grecia și la restaurante de lux ți se dă nota de plată scrisă cu creonul sau cu pixul pe o foaie de hârtie în grecești. Adică ce vorbești de bon fiscal sau de factură? Sau da, de... da, la ei sunt impozitați altfel, sunt pe numărul de scaune, pe suprafața terasei. Deci există și nu mai contează, poate să nici nu îți dă doar pentru tine. De ele e un fel de Am Și si profit. Nu, nu -i, nu, -i, ca la noi pe fiecare bon fiscal, că eu nu știam. și e mult mai bine așa pentru că te lasă să te dezvolți. Bă, mie îmi dai pentru spațiu ăsta, îmi dai 3000 de lire de euro pe lună. Și poate tu faci 6.000, dar înseamnă că îți mai deschizi o terasă și iară să-mi dai. Deci, statele inteligente ajută investitorii și antreprenorii să se dezvolte, să ajungă la un nivel de unde să plătească legal. Dar pe zone mici, te costă și inspectoria aia foarte mult să-i controlezi pe, pe aia pe la terase, ce jmecherii fac ei, ce cumpără, ce vând, ce nu mai contează. Îți măsoară terasa și zic că ai 6 mese, îți uită pe un tabel plătești 1650 de euro pe lună. Zice lumea că la 3 miliarde de strămoși câți ai tu, stai numai în parastase, zici și noapte. Da, note, îți dai seama că... Câte parastase faci. Bă, păi așa avem și strămoși comuni, indiscutabil. Normal. Ce părere aveți? Zice, la atâția strămoși mai fi încurcați și între ei. Da. Sau mai fost și situații de incest. Ce părere aveți despre revoluția AI, inteligența artificială? Am mai discutat, pe mine mă sperie foarte mult cu inteligența asta artificială și la un moment dat, exact cum au spus în filmele astea științifico fantastice americane, acum 10, 20, 30, 40 de ani, la un moment dat ita. oamenii o să piardă controlul și o să ne domine inteligența artificială și o să facă cu noi... Mai e mult până atunci, inteligența artificială este ultimul pas de evoluție, dar după cum avansăm, adică regresăm de fapt, cred că nu o să putem pune în practică. Cum vede domnul Jicol echilibrul dintre capitaliști și socialist? Care ar trebui să fie balanța? Deci, nu să se vede că sunteți un coleg de-al meu mai, mai în vârstă, pentru că nu mai există socialist și capitalism în momentul de față. Există altă dihotomie Există naționalism. Dihotomie. E, dihotomie. Adică, ce înseamnă dihotomie? Uh, dihotomie. De la adică, nu, nu are legătură. E un termen academic de, în care poți să împarți două categorii sau două lucruri, să le distingi cum ai zice, să le splitezi. Nu am auzit -o de dihotomie. Da, scuze că folosesc termen uneori. Și uh, da, acum există altă, altă contradicție, alt antagonism, ca să zic așa. Există naționalism internaționalism. Deci asta e lupta cea mare a omenirii. China și Rusia sunt naționaliste, în ciuda faptului că sunt aliate și Occidentul este internaționalist. Încă ceva la G7 din, de la Hiroshima de astăzi a fost invitat și a fost invitată și India în afară de Zelenski. Pentru că India joacă cumva pe două fronturi. E și cu brics cu formul de la Shanghai, că cu rușii și cu chinezii, dar este și cu Occidentul. Colaborează și cu America foarte bine. Și fiecare încearcă să atragă de partea ei. Apăsează un fel de neutralitate la nivel internațional. Am reușit să știi că m-am străduit. Am mai sărit peste întrebări care nu aveau legătură cu subiectele care discutăm, peste păreri, peste certuri între cei de pe cea, dar am reușit să ajungem la capătul chatului. Vă vedem bine la viitoare. Dacă Dumnezeu vrea și suntem sănătoși și nu avem nicio problemă, cu mare plăcere și cu mare drag, mult respect și multă dragoste pentru cei 900 de oameni care au stat cu noi pe cea de la început și până la, la sfârșit. Cum am spus, mâine, mâine o să pun vlogul care a filmat azi de la Târgui Imobiliar, foarte interesant că am discutat de taxe, impozite, randamente în România sau în... Mă întreba ceva, mai răspund la o întrebare, că de, dacă sunt așa de patriot, de ce nu cumpăr apartamente în România? Pentru că sunt om de afaceri, îmi investesc banii unde îmi scot profitul cât mai bun. În România randamentul este de 4,7-4,9%, asta înseamnă că îți amortizezi investiția într-o într imobiliară, indiferent ce ar fi ea, în 23 de ani. Și în Spania, randamentul este de 10-12%, deci amortizarea este în 10 ani. Și atunci, normal că îmi investesc bani în Spania, unde îmi scot banii pe jumate. Am făcut și vlog cu doamna care are agenție imobiliară în Spania. O să vedeți mâine pe, pe vlog. Și am întrebat absolut tot ce înseamnă taxe, impozite și așa mai departe. Și cu Andreea de la Dubai și de la Miami. Așa că e liberul liberu arbitru. Ce vreau să vă mai spun? Vă repet încă o un podcast, nu că e făcut de mine, dar informația și conținutul este de mare excepție. Duminică la ora 19 cu Damian și de luni, în principiu, începem seria de, de uh, episoade, de filmări care le-am făcut în Dobrogea. O să fie vreo șase, șa, șase episoade pentru că am filmat cu Damian de dimineață până seara, diferite obiective culturale, istorice, religioase. Am filmat și la moschei și la biserici și la biserică grecească și la românească și la moschee turcească. O să fie foarte, foarte interesant și Damian a fost pur și simplu exploziv și am găsit o ghidă la Constanța care este Damian de genul feminin, exact ca și Damian. Damian mi-a recomandat o, o colegă de-a lui de la Terra Incognita și într-adevăr a avut mână bună pentru că fata s-a ridicat la, la nivelul lui. Adică chiar o să fie ceva deosebit. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumesc Ștefan pentru disponibilitate și pentru timpul acordat, să nu te că mai sunt oameni care mai au alte opinii, că Ștefan Mare a nu. fost rus sau că mi ai la no, da, fost da, grec sau nu, -ă, nici cafeaua e bună și... și Gândește-te că și Mihai Viteză a avut 3 milioane de strămoși <laughs> în ultima 100 de ani, da. în ultimele 100 de ani. Deci și eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și sper să veniți cu teme pe care să le dezbatem și vă mulțumesc. Sper că până vinerea viitoare când ne vedem o să avem și un nume de premier la care o să fie o surpriză, nu o să se aștepte nimeni la el. Doamne ajută o seară frumoasă, weekend frumos, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. La revedere!